Bună seara, prieteni! Vreau să îmi spuneți dacă mă auziți. Noi azi aleac într-o atmosferă mai chill. Să vă salut cu drag aici, azi cu voi. Noi o să discutăm despre lucruri frumoase și importante. Vreau să-mi deschid să văd dacă mă auziți, dacă sunteți, dacă îmi răspundeți. Așa. Este sunet, este. Salutare la toată lumea! Salutare, prieteni! Ce facem noi azi? Noi azi cu voi avem o călătorie frumoasă în lumea Instagram-ului și a Facebook-ului, în lumea oportunităților legate de tot ce înseamnă Facebook, Instagram și platformele pe care noi putem sau trebuie sau avem oportunitatea de a le alege pentru o activitate de social media. Vreau să-mi dați un fire, un agreement, o notă, dacă cei care au mai fost la noi la webinar, cum pentru voi mai mult atmosfera de a asculta despre Instagram? Când eu stau la masă, serios, sau când noi suntem într-o atmosferă așa mai, eu spuneam, după culise, de parcă la psiholog? Dați-mi un feedback să văd ce credeți voi. Așa, bună seara, salutare Oxana, salutare Olesia, salut la toată lumea. Se aude bine. Super, mă bucur. Reamintesc cei care se conectează. Noi azi discutăm despre Facebook și Instagram ca platforme pentru a comunica în, și cu business-ul vostru. Așa, văd feedback-urile voastre. Mersi tare mult. Noi suntem aproape gata să începem și odată ce se vede și se aude, odată ce voi sunteți aici, ne propunem azi să abordăm câteva subiecte. Vreau la final voi să înțelegeți câteva detalii importante care cred eu că acest share pe care azi o să-l fac o să vă fie vouă de folos. Eu sper mult că voi sunteți conectați și concentrați către un rezultat și respectiv azi vreau să abordez 5 subiecte. O să discutăm despre diferența dintre Facebook și Instagram. O să discutăm despre cum să fii prezent pe Facebook sau Instagram. Adică să fii sau să nu fii? Adică întrebarea asta apare inclusiv la foarte mulți oameni care eu comunic la început de cale în dezvoltarea afacerilor. Cum noi putem sau trebuie să abordăm fiecare rețea socială în parte? Despre audiențe o să discutăm astăzi, neapărat despre audiențe. Și cum să promovăm, cum să ne promovăm? Ce înseamnă promovarea Facebook și Instagram? Detalii tehnice, ca de fiecare dată, o oră, două pentru discuții din partea mea. V-am rezervat 20 minute în aceste două ore pentru întrebări. O să încerc să trag cu ochiul dacă voi mai scrieți aici ceva, poate vreun feedback instant să vă dau, dar aș vrea să lăsăm destul de productiv să fie comunicarea noastră și să lăsăm la final 20 minute de întrebări-răspunsuri legate de marketing, legate de afaceri, legate de social media și de tematica noastră de astăzi. Respectiv, pentru cei care mi-o urmăresc, au vrut, dar nu știu ce s-a întâmplat, sau azi o să luați o decizie că vreți să mergeți mai departe, pe lângă cunoștințele care azi le primiți în acele 5 puncte, să mergeți mai departe în anumite instruiri, noi lansăm azi oferta de Black Friday, de aceea, pentru la final, o să fie o ofertă care nu mai a fost la Talmazan School, dar se zice că de Black Friday nu e ghinis să faci 10% reducere, trebuie așa, ghinișor. Apoi că ghinișor la urmă și, respectiv, nu uitați, cei care deja sunt în online, dați un tag, talmazan.md, talmazan.school, pe Instagram, pe Facebook, spuneți prietenilor să se conecteze. La mine ultimele stories-uri sunt cu tag către live-ul direct, de aceea o să fie comod și lor să acceseze, iar noi începem încet să comunicăm și să facem cunoștințe și cu voi și cu mine. Înainte să facem cunoștințe cu mine, haideți două întrebări, întotdeauna știți că până oamenii se conectează, ora 17, din diferite colțele lumii, la cineva mai este dimineața, la cineva e noapte târzie, spuneți-mi de unde sunteți. Haideți așa să facem un dialog cu voi, comunitatea care vine la noi la training-uri, de obicei, în ultima perioadă, în ultimul an de zile, noi am observat, e destul de activă și eu vă sunt mega recunoscător pentru asta, pentru faptul că voi, destul de intens, indiferent de situația în care vă aflați, comentați, dați feedback. De aceea vreau să păstrăm această tradiție, dați-mi un feedback. De unde voi sunteți? Care și de unde? În ce țară? Colț?
Копенгаген, Марія Британія, Чикаго, Лондра, Буна Сяра, Лондра, Лондра, Германія, Германія, Італія, Ізраїл, Нью-Йорк, Кишинев, UK. Кишинев, мама ра в Молдова декат діаспора, Росія, топсе. Кишинев. Dar să vrem dezvoltare la nivel mondial. Natalia, ținem pumne. Cahul Chișinău, ea ca s-a pornit Chișinău, zic cum adică Chișinău nu-i. Este Chișinău, este Moldova. Bună seara, bună seara, bună seara, Moldova, nordul Moldovei, Elena. Sper că la voi e cald acolo. Așa, Italia. Super, super, din toate, toate colțurile. Cei care sunt de peste tot. Ca să-mi dau seama următoarele 360 de slide-uri care eu le-am pregătit despre Dumitru Talmazan, să-mi dau seama cât de repede să le trec. Cine este prima oară la webinar la noi? Puneți 1 sau orice cifră vreți dacă ați fost mai multe ori. Mă interesează dacă sunteți prima oară, ați vă recomandat, ați venit întâmplător, vă impus cineva și se uit, vă uitați acum în cadru și vedeți un domn frumos, chipeș, pare deștept, dar nu știți cine e, de ce el îți vorbească azi pe social media. Ca să înțeleg că de ce și în ce direcție să mă poziționez și să mă prezint, dați-mi feedback care este prima oară și care este mai multe ori. 1, 1, 1, 1, așa, 2000, Tatiana cu mine la fiecare webinar, cu alte cuvinte, e parte din echipa noastră. Așa, 1, 1, 1, întâmplător, Elena. Și de ghine. Elena Rusu, stai cu noi pentru că minimum nu o să-ți pară rău. Prima dată, dar știu cine sunteți. Mihaela, super, ne bucurăm. În mare parte, lume nouă. Asta înseamnă că îmi iau 16 întreg 5 secunde să spun cine este Dumitru Talmazan și de ce azi eu voi vorbi despre Facebook și mi-asum această responsabilitate să mă expun pe anumite chestii. Despre mine se poate dispus în câteva cifre. Asta înseamnă 7 ani de experiență în domeniul social media, peste 300 de companii promovate în cadrul proiectului ASAP Digital Team, peste 3.000 de absolvenți în cadrul proiectului Talmazan School, peste 50.000 de participanți în cadrul webinarilor, live-urilor și oamenilor care au ascultat contentul nostru și peste 400, dar deja mai mult de jumătate de milion, cred că de euro pe an, noi administrăm bugetele clienților noștri, ceea ce ne permite nouă să facem niște concluzii din piață. Niște concluzii destul de adaptate la realitatea în care voi vreți să intrați ca activitate sau realitatea în care voi trăiți. Respectiv, noi nu suntem teoreticieni, noi avem și afaceri, facem consultanță în programul Mentor My Business și azi ceea ce eu o să vă vorbesc, acele 5 puncte care mi le-am asumat, sunt un fel de revelație la nivel de ce aș spune eu oamenilor dacă aș avea ocazie, o oră de vreme, să le zic un gând. În format de sfat aplicativ. Păi iată, azi o să fie despre asta. La fel, câteva gânduri despre expertiza mea. Eu sunt certificat Facebook în Republica Moldova. Sunt antreprenor, cum vă spuneam, digital. Sunt un expert în digital comunicare cu experiență internațională, făcând consultanță și public speaking în domeniul social media. Moldova, România, Rusia. Avem parteneriate și internaționale. Respectiv, azi în fața voastră stă, cum spuneam, un om care poate să-și asume anumite expuneri. Eu voi răspunde pentru fiecare frază care azi o să vorbesc și dacă o să vreți să o discutăm în privat mai detaliat, cu drag, sunt gata pentru dezbateri de ce așa și de ce nu așa. Însă, pentru cei care sunt la început de cale, pentru cei care vor să înceapă social media, pentru cei care vor să se dezvolte ca specialiști, ori au o afacere și sunt nevoiți să lucreze, eu pe voi tot vă înțeleg, pentru că în 7 ani de zile am putut să obțin aceste rezultate, iar istoria mea a început flirtul cu social media când ia puneți în mare și nu știe ce înseamnă Nokia 1100. Pe atunci când eu am început să lucrez în social media, asta era prima mea afacere, cam așa arătam eu când eram frumos, dar tânăr. Erau 10 ani în urmă,
când am început o agenție de nunți și pe atunci Facebook era un fel de posting. Dacă, uite că sunt aici cu Nokia, aveți și lumină, și dansa frumos. Respectiv, când am început eu activitatea mea antreprenorială, agenție de decor, pe atunci, cumva întâmplător, era adnăclasnic, la mod era face-md, era colegi-md, cu prietenii mei am început chiar o afacere, o rețea socială am vrut să creăm și a intrat Facebook în Moldova. Și noi cumva intuitiv făceam tot. Dacă ați făcut promovare 10 ani în urmă, probabil știți, cu 5 dolari puteți treci toată Moldova în lung și în lat. Și postările aveau sens. Și mai mult ca atât, am chiar din arhivă, e ca așa postare, era așa o modă să zici bună dimineața. Se mai spuneau postări de bună dimineața, în care neapărat pentru branding personal, asta înainte se numea branding personal, trebuie să pui poza ta. Dacă vedeți, anul 2015 este în poză, asta înseamnă că au trecut hăt vreme, 12 ani, 13 ani, cât acolo, matematică, și nici matematicieni. Inga, zic cât acolo. Respectiv, în sensul ăsta, noi vedem că social media a evoluat, noi folosindu-ne de acest instrument social media, am început să facem valuri și am început să dezvoltăm această comunicare în care să spunem oamenilor, iar noi aici am avut un premiu, să dezvoltăm cumva relația dintre utilizator și produsul nostru. Și lucrurile au început să schimbe. Și astăzi, acolo unde eu sunt, îmi place slide-urile care urmează pentru că ele practic realizează viața mea și dacă cineva din voi ar vrea să se așeze lângă mine ca speaker, ori să fie strateg în social media, ori să poată să vorbească despre social media, cam așa arată istoria unui din oamenii care lucrează în social media. Colegii mei de breaslă, care sunt mai mult de 10 ani, de 5-7 ani de zile, la fel istoria lor este long term. Respectiv, la mine a început totul în 1988, din Sărata Galbenă, după care a urmat, vă spuneam, agenția, după care eu am fost angajat social media la OM, Niagara, Marsala, Granat, după care, prin 2017, eu am început să fac social media cu agenția și prin 2021, administrând câteva afaceri, făcând activitate în câteva țări, la nivel de social media marketing, agenții în Moldova, în Chicago, companii de consultanță, companii de promovare. Respectiv, azi, în spatele meu, sunt peste 4.000 de antreprenori, branduri, absolvenți, numiți-i cum vreți, dar sunt peste 4.000 de oameni care au avut contact cu noi legat de promovare, consultanță, instruire, mentenanță, cineva mai slowly, cineva mai deep, cineva au avut programe cum ar fi corporate, da? Instituții de învățământ, instituții guvernamentale, private, locale, internaționale. Cineva a mers în program Mentor My Business, unde noi lucrăm zi de zi cu fiecare din beneficiarii noștri. Cei care doar fac cunoștință cu mine, puteți inclusiv să faceți cunoștință mai mult despre Dumitru Talmazan și proiectul Talmazan School și, în general, activitatea noastră pe paginile noastre de rețele sociale, Talmazan School, pe Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Dar noi suntem gata să pornim la drum. Dacă și voi sunteți gata, dați-mi în chat un fel de go, un fel de fire, că sunteți și voi gata. Așa, mulțumesc pentru tot ce faci, Dumitru, sunt pe cale să lansez un brand de haine. Unde recomand să lansez primele două, trei campanii? Campanii, poze sau video? Poți spune ceva de fi engagement sau LinkedIn? Irina, te rog foarte mult, dacă e posibil să lăsăm întrebările ca serioase, bune, e ca așa, la final, ca probabil o parte din întrebări o să le închidem pe parcursul prezentării. Te rog, rămâi cu noi, mersi de întrebare și o repeți, te rog, când avem sesiunea Q&A. Așa, să-i dăm drumul, hai să-i dăm, go, go, go! 215 suflete frumoase azi cu noi. Nu uitați un stories, dar vă rog frumos, când eu sunt frumos și când eu nu sunt cu ochii pe parte, și dați un tag talmazan.md, Talmazan School. Noi suntem gata? Pornim! Discutăm astăzi despre partea de Facebook și partea de Instagram. Care este părerea măriilor voastre?
pentru că avem și un voting. La voi în chat trebuie să apară acuși un voting. Vă rog frumos, cum credeți? Care din platforme este mai bună pentru voi, din experiența voastră, din părerea voastră? Care platformă? Facebook sau Instagram? Pentru că noi azi să le batem cap în cap, să le punem alături, să le punem deoparte, din start, înainte să începem să descoperim acest subiect. Părerea voastră, la început, votați în sondaj care este părerea voastră. Și o să rog colegii mei să-mi spună rezultatele intermediare, ce cifre acolo, cât la cât în statistică la noi arată. 65 la moment Instagram de procente. Că asta câți oameni au votat? 100. 100 de oameni au zis că Instagram-ul și mai puțin au zis că Facebook-ul. Apropo, la mine era 70 la 20 pe Instagram voting-ul care eu l-am făcut la mine în stories. Tot mai multă lume zice că Instagram-ul. Spuneți-mi, vă rog, mult printr-un plus. Cine nu este în Instagram? E că cine vrea să lucreze acolo, ori are o afacere, dar nu este prezent în Instagram. Dați un plus cine nu este prezent în Instagram. Ambele sunt bune, cineva zice? Așa. Respectiv, dacă voi deloc nu sunteți, dați-mi un feedback în chat să înțeleg. Este cineva la noi care este cineva? Este Alexandra, Oxana, Alexandru. Ecaterina, Vitalie, Ion, sunt foarte mulți oameni care nu sunt Instagram. Deși? De ce voi nu sunteți în Instagram? Mai ales dacă vreți să lucrați sau să aveți o afacere. Așa, pentru că abia urmează să balansez. Are sens. Ok, cei care nu sunt și cei care nu au avut oportunitatea, posibilitatea să voteze, clicheze, eu sper mult caz să vă dau cumva argumente cum să vă comportați pe aceste rețele. Începând de la început, dacă să luăm prima întrebare abordată astăzi, prin ce se deosebește, prin ce se diferă Facebook de Instagram? Vreau să facem apel către un element foarte important, o să puteți să găsiți în sursele cum ar fi Google, sunt rapoartele BATE, unele rapoarte gramatic, sunt site-uri specializate, cum ar fi Social Bakers, Sprout Social. Aceste toate platforme o să vă ajute să răspundeți la o întrebare foarte simplă. Care este statistica pe aceste rețele sociale? Dacă pentru voi sunt cei care au început cursul nostru de digitalizare, noi descompunem acolo subiectul ăsta destul de intens la nivel de statistică. Adică noi vorbim despre faptul că statistica e foarte importantă la început de cale. Și ca să vedem diferența dintre aceste două rețele sociale, noi trebuie să ne uităm în statistică. Ea este asemănătoare, dar este și diferită. Voi să observați un lucru foarte important, că dacă noi să analizăm toate rețelele sau în situația noastră a temei de azi, primele două, atunci noi vedem că pe Facebook noi avem o anumită audiență. Există 17 ani și în Facebook, există 17 ani și în Instagram, dar ei se comportă diferit. Ei sunt ca poziționare diferită. Deci dacă vreți să vedeți, dar unde mai gine în ea, în Facebook sau în Instagram? Cu siguranță, răspunzând la întrebarea de ce fel de audiență tu ai nevoie, tu o să-ți dai seama că mai bine ție în Facebook sau mai bine în Instagram. Dacă vreți să lucrați cu audiența New Age sau audiența tânără, probabil Instagram o să fie o decizie foarte bună. Dacă vreți să lucrați prin e-commerce, shop sau lifestyle, cu siguranță Instagram poate fi mai bun. Dar nu uităm și de Facebook. Probabil Facebook poate fi un tandem frumos. Și azi vreau asta să vă arăt că inclusiv și Instagram-ul, la nivel de statistică, parcă seamănă statistica și cu Facebook. Noi avem același în jur de mai puțini oameni ca în Facebook, în Republica Moldova cel puțin, dar noi vedem că în Instagram comportamentul un pic e diferit. Respectiv, la voi, la final, trebuie să iasă așa o statistică. Deci prima temă pentru acasă, pentru voi, este să vă uitați ce fel de statistică este pe Facebook și pe Instagram, să o analizați prin prisma main target, ce fel de gen, vârstă și regiune, astfel la voi o să fie un soi e ca așa. O să rog colegii să facă ecranul mai mare, că voi să faceți un print screen, o poză, să puteți analiza, spre exemplu, genul în Facebook, în Instagram, segmentarea în bază de vârstă, câte procente și rural sau urban. Ca voi să
puteți înțelege un detaliu mega important. Noi avem oameni care, da, majoritatea brandurilor, ele se axează către o audiență gen 25-45, majoritatea brandurilor. Din cei care sunt aici, sunt care ne scriu, uitați-vă, eu văd tot, o să răspund neapărat la final. Toți cei care vând ceva, serviciu, produs, toți noi ne adresăm în mare parte unei vârste de 20-40 de ani. Da, avem și o leacă 45-48-50, avem și 18-19, dar în mare parte audiența 20-40 este audiența plătitoare. La toți. Asta înseamnă că noi ne mâncăm unul pe altul. Că mai sunt 250 de oameni în chat și că 250 de oameni sunt concurenți între ei la nivel de afișare. Respectiv, noi ne uităm în Instagram și noi vedem că noi avem o leacă mai mulți de oameni de 17-25 în Instagram, dar în Facebook avem o leacă mai conștienți oameni de vârstă 25-35-45, chiar dacă și de 45 sunt în Instagram. Deci, faci statistica și puneți prima temă pentru acasă, pentru că noi pe urmă să le unim pe toate și o să aveți concluzia seriei de azi. A doilea punct pe care vreau să îl puneți ca temă pentru acasă, să vă întrebați și neapărat să îl realizați, este scopul. Scopul. Cum consumatorul este obișnuit să consume conținut în contextul fiecarei platforme? Adică fiecare din noi avem un soi de abordare, un soi de... în Facebook eu fac asta, dar în Instagram fac asta, în YouTube fac asta, dar în TikTok fac asta. Adică atunci când voi vreți să intrați în una din rețele sociale, mai cu seamă când vreți să intrați în rețeaua socială Facebook sau Instagram, voi aveți de... înțeles în primul rând, în baza statisticii, în baza persona buyer sau target grupului sau avatarul clientului, cum ei vor ca acest produs pe care tu îl vinzi, în situația mea sunt cursurile, în situația ta pot fi diferite produse sau servicii, cum ei sunt deprinși să consume. Per general, însăși platforma are și ea un fel de scop sau un fel de abordare. Spre exemplu, Facebook-ul, noi putem spune că el mai mult este în abordare de long read sau content educațional. Respectiv, în formatul ăsta noi înțelegem că oamenii în Facebook sunt deprinși să asculte o leacă mai serios. În ecranul care îl vedeți, o să puteți observa că este postare despre parlament, spre exemplu, sau este postare educațional, sau sunt niște long read-uri legate de partea de comunicare. Adică, puțin probabil că cineva din voi, eu zic mereu acest exemplu, o privit alegerile parlamentare sau guvernamentale sau locale prin live-uri pe Instagram. Fiți de acord? Deci noi în Facebook ne ducem după ceva parcă mai serios. Dar când stăm în rând la magazin sau când seara a venit și acolo stați, nu știu ce, vreți o leacă să vă sustrageți de la fluxul zilei, voi intrați tare ușor în stories în Instagram. Un procent foarte mic de oameni intră în stories-uri în Facebook, nu întâmplător, dar intențional, ce îl deschide Facebook-ul și îl spune că vreau să văd care este istoria în Facebook. Pentru că majoritatea oamenilor postează din Facebook, din Instagram direct în Facebook. Ei leagă aceste momente. Cristian, salut Dumitru, am o întrebare. Scrie Cristian, dacă o să fie în temă, răspund, dacă nu, spre final. Respectiv, eu vreau să înțelegeți că, pe lângă statistică, există a doua temă pentru acasă, care voi trebuie să răspundeți pentru voi. Eu înțeleg că oamenii în Instagram, în business-ul meu, poate eu greșesc, dar în afacerea care eu exercit, oamenii în Instagram, ei nu vor să se complice. Ei nu vor să vadă postări foarte complicate. Poate eu nu vreau să creez postări foarte complicate. De aceea, Instagram-ul pentru Talmazan School, pentru ASAP Digital Team, pentru Prom Capsula inclusiv, sunt un soi de catalog sau de produse sau un soi de șirmă în care tu faci cunoștință cu business-ul meu.
YouTube-ul este un canal care poate să-ți dea o leacă de educație, care se comportă destul de ok la sarcina de educație. Facebook este pagina oficială, acolo sunt comunicatele oficiale, acolo sunt posterile, le zic eu, de educare, de formare, de informare, de vânzare directă, indirectă, de agrement, dacă ceva. De aceea, luând în vedere Facebook-ul, abordăm și Instagram-ul. Care Instagram, pe de altă parte, noi mult mai bine îl consumăm atunci când avem imagini frumoase, imagini gustoase. În unele nișe foarte bine lucrează elementul de catalog de produse, în care voi nu postați postări de bună dimineața, ziua contabilă sau alte chestii, voi postați pur și simplu produsele voastre. În descriere prețul, în privat se face vânzarea. Și atunci, e foarte complicat să intri în shop Facebook și să vinzi. E mult mai ușor să vinzi într-un shop din feed Instagram și acolo să facă vânzarea. Și uitați-vă că noi putem deja un pic, dacă să conștientizăm ceea ce vorbim noi ultimele 25 de minute, este să vedem că ele un pic la abordare sunt diferite. Facebook-ul, Instagram-ul, pentru că există un ingredient în fundament, a treia temă pentru o casă. Un ingredient foarte important care se cheamă avatarul clientului, dar mai nou noi mai spunem jobs to be done. Este un soi de poziționare și așteptare a utilizatorilor. Care, dacă mă urmăriți mai de mult, ați auzit, nu odată, eu discut intens, mie îmi place filosofia asta. Există conceptul jobs to be done și el spune următorul lucru. Că prin poziționarea jobs to be done-ului este sarcina despre cum vrei tu să fii văzut de public sau cum publicul de prins să vadă produsul tău despre care menționam mai recent. Și uitați-vă că în poziționarea jobs to be done-ului există 6 paradigme. Există cheapest, biggest, hottest, fastest, easiest, expertest. Ieftin, mare, inovare, inovatori primii, ușor, simplu, detalizare. Adică când noi ne gândim la produse și cineva se întreabă de ce are asta cu Facebook și Instagram, când noi ne gândim la produse, jobs to be done-ul lucrează extrem de radical și decisiv, pentru că contentul care voi să-l creați, posterile, stories-urile, video-urile pe Facebook sau pe Instagram, ele trebuie create în baza jobs to be done-ului. Dacă eu ca utilizator sunt deprins pe produsul tău să dau biggest-ul, să dau elementul de eu mă duc la companii mari. Spre exemplu, cine din voi o cumpăra vreodată iPhone? Uitați, noi avem primul punct ieftin, dar avem următorul punct este mare. Și respectiv, noi înțelegem următorul detaliu. Că când vrem să cumpărăm un telefon, și dacă telefonul ăsta nu costă 5 lei, puțin probabil că cineva din voi să cumpere un telefon în subterană, într-un oraș străin. Dacă cumpărați iPhone, probabil vă în general vă duceți la un magazin specializat. Vă voi trebui biggest, dacă pe dânsul este încă așa o inscripție official store, atunci în general asta este foarte bine. Dar când vreți să cumpărați niște chibrite, vă nu vă trebuie, nu știu, acolo pagină pe Facebook. Respectiv, jobs to be done spune că noi vrem să cumpărăm ceva, în cap la noi se nasc poziționarea și abordarea acestui produs. Eu, spre exemplu, îmi construiesc afacerile în contextul biggest, mare, expertest, expertiză, și easiest. Mai puțin îmi reușește easiest, dar biggest și expertest, noi asta facem. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi atragem foarte mult atenția la calitate, inclusiv și în cadrul acestui efir, acestui stream, abordarea care noi o avem. Noi am putea să facem și la webcam, cum o fac alții, dar noi decidem, pentru că compania noastră nu este pe o zi și nu este, vrem să vedeți bine, să auziți bine și să fie și în montaj destul de comodă utilizarea și informarea. Respectiv, atunci când tu alegi poziționarea, tu trebuie să-ți asumi și realizarea acestei poziționări. Deci, când voi veți decide, a treia temă pentru casă, ce fel de poziționare voi aveți pentru ca să faceți diferența între Facebook și Instagram, voi să înțelegeți că anumită audiență din Facebook, după statistică, cu anumită abordare, spre exemplu, tinerii cu vârsta 20-28 de ani din Instagram preferă la nivel de poziționare easiest sau cheapest, ieftin. Și folosesc ei produsul ăsta în Instagram, catalog de produse. Știți ce produs este acesta? Adidas,
neoriginal. E ca Adidas de ăștia, Nike, care se vând cu 600 de lei și în comentarii acolo oamenii scrie, dar e original? Și el zice că da. E ca asta este businessul în care este un anumit target de vârstă până în 25 de ani, care mai bine lucrează în Instagram și care la nivel de poziționare, sarcina de bază este cheapest. Există același cont Adidas sau Nike, care se poziționează ca biggest și experte. Să intrați în contul Nike pe Instagram și o să vedeți Nike Lab-ul, produse, catalog, o să vedeți Nike People, cont unde sunt oamenii, unde sunt arătați oamenii mulți. Ce înseamnă că noi putem să facem diferența din aceste rețele și să le pupăm între ele pe alocuri. Dacă da sau nu, dacă am eu dreptate sau nu, vedem pe parcurs la final când noi vom trece toate punctele. Iar până aici, spuneți-mi dacă are sens ce eu spun și văd în comentarii cum și ce întrebări mai sunt. Așa. Jobs to be done. Aceste cuvinte ce înseamnă? Elena, jobs to be done în sarcină, o să recolegi și scoate la ecran pentru că am și traducere, este sarcina plus contextul care trebuie realizat. Adică, când noi angajăm un produs, noi avem o așteptare că acest produs va face un job, o activitate. El ne va servi ca să sunăm. Tu când iei telefonul mobil, tu nu-l iei să suni. Puțin eu telefoane să sune, pentru că dacă luați telefon ca să vorbiți la telefon, aveți cumpărați un telefon simplu. Voi cumpărați un telefon care să vă slujească pe anumite joburi, pe anumite activități, lucruri. Și respectiv tu aștepți să fie XYZ, cu brand, cu toate chestiile astea. Dar dacă dați în Google, acolo este o istorie tare interesantă a lui McDonald's și o să înțelegeți foarte bine direcția asta. Așa, dacă însă este vorba de un brand bine recunoscut mondial, iar postările de pe Facebook se sincronizează cu pagina de Facebook, de Instagram, e un avantaj. Diana, conceptul după care eu merg la nivel de comunicare cu clienții noștri, cu filosofia mea de gândire, este eu în foarte puține cazuri aprob sau împărtăș ideea că postările de pe Facebook și Instagram să rămână aceleași. Sunt mici excepții, acum vă spun de ce nu și de ce sunt mici excepții. De ce nu? O să încerc să vă conving până la final de webinar că Facebook și Instagram sunt două rețele total diferite. Astfel, oamenii care vin în Facebook, ei așteaptă un anumit tip de content. Oamenii care vin în Instagram așteaptă un alt tip de content, chiar dacă sunt aceiași oameni. Ei, pur și simplu, altfel se uită la stories și altfel se uită la feed. Altfel se uită la text lung și altfel, în general, se uită pe YouTube. Excepții fac brandurile care, 1. Nu e logică, 2. Nu au resurse. Adică când spui, Dumitru, noi real noi n-avem, când noi postăm două postări pe săptămână pe Facebook și încă două pe Instagram și încă una pe LinkedIn și încă una n-ar strica pe Adnaclasnic și încă două videouri pe Facebook. Adică noi tot ziua trebuie să facem postări? Desigur, în situațiile astea noi venim și spunem, ok, haideți să facem așa, 10 postări pe lună, luni postăm în Facebook, miercuri în Instagram postare din Facebook, măcar cu întârziere între dăți și cu adaptare. Pentru că în Instagram este pătrată, în Facebook este dreptunghiulară, adică sunt multe detalii. De ce eu nu sunt adeptul elementului de postare de asta? Ai postat în Instagram și acolo spune publică și în Facebook și tu pui bifa și el automat se duce. Asta e un soi de creați postări fără să vă întrebați de ce fel de audiență acolo este. Dar e trebuie lui postarea asta care tu imaginea ai luat-o din Google? Gândiți-vă la asta. Personal, în Moldova nu am văzut încă nicio companie care face postări diferite pe Instagram. Ina, cum așa? Majoritatea companiilor așa lucrează, care lucrează în social media. Eu deseori când merg în audite, eu nu spun, ai, voi și nu faceți postări diferite? Eu mă întreb, de ce voi faceți postări tot una? Și când clientul spune, Dumitru, nu avem resurse, e ok, nu sunt resurse, și să facem? Dați-vi-mi și acolo. Dar când sarcina voastră vine și spune, Dumitru, noi vrem rezultate, noi vrem performanță, noi vrem ca acțiunile noastre în social media să fie cu return of investment, să fie cu rezultat numărabil, vizibil, atunci trebuie să abordăm fiecare rețea socială aparte, absolut aparte și absolut să fie organic. Cam acesta e problema. Facebook, Instagram, tu cum faci corect, contemplan, ok. Așa.
Dar când facem postări ca persoană, ce poziționare trebuie să abordăm? Mihai, când facem postări ca profil personal, sunt două abordări. Prima, postăm când vrem și vrem, profilul tău faci și vrei. A doua, când noi ne punem în plan să avem dezvoltarea personal branding. Așa un cuvânt fancy am ia ultimii ani, când noi spunem eu vreau să mă poziționez. Și noi avem un curs, așa un exercițiu, se cheamă rolurile. Când tu spui eu vreau să dezvolt patru roluri. Vreau să dezvolt rolul de tată, rolul de expert, rolul de bucătar și rolul de eco. Și atunci tu calibrezi toate postările la aceste chestii. Nu faci share la tăcichii, că toate comedy club-urile să le dezvolți. Se presupune că aceste două rețele sociale vor într-o singură aplicație. Meta, ce părere despre acesta, cum eficient pentru dezvoltare? Eu aș mai aștepta istorioara cu Meta, pentru că ea e discutabilă. Mulți cred că fratele Zuckerberg tăvo. De ce? Adică eu aș mai aștepta în general această tehnologie aplicată zi de zi în viața noastră. Eu, fraților, frați, surori, noi suntem la etapa în care noi încă facem bus post cu un dolar pe zi. Noi suntem la etapa când noi facem bus post și bugetul nostru în Moldova este de 50 dolari și oamenii care dau 50 dolari pe lună lor le se pare că i-au dat tot bugetul din Republica Moldova. Despre care Meta noi discutăm? Despre care realitate virtuală? Noi încă nu scriem mâi de nada, voi vreți Meta? Sărean, dar eu nu vreau să mă gândesc la Meta. Haideți să, așa, hai măcar să stabilizăm activitatea zi de zi. Și pe urmă să ne gândim cum să integrăm realitatea virtuală și restul tehnologiilor. Companiile mari au resurse, au abordare, lor succes. Locuiesc în Israel și am clinică cosmetologică. Tare îmi vine greu să fac postări în evrită. Cum mă promovez? Mersi. Leona, există freelancer. Eu, în general, sunt adeptul spiralei. Femeile să mă înțeleagă. Adică, la ce mă refer? Este ipoteza în care tu, în dependență la ce nivel de afaceri ești, tu trebuie să activezi resurse pentru nivelul cel de afacere. Când tu ești companie mai mare, eu mă aud apropo bine, colegii mei îmi arată semne că eu mă aud mai rău. Eu mă aud ok? Când tu ești companie care este o companie medie mare, atunci tu nu poți să-ți permiți să faci posteri din Google. Tu trebuie să faci fotosesii, să faci production, să ai copywriter, designer. De ce? Pentru că tu investești 1.000, 2.000, 3.000 de euro în marketing lunar și acest marketing lunar ți-a duce 10, 20, 30. Dar când tu, în general, speri că măcar 1.000 de euro să faci profit luna asta, n-are sens să bagi atâta marketing. De ce o să faci tot singur? Respectiv, când noi vorbim de faptul că dacă voi aveți un element cum ar fi o clinică cosmetologică, serviciile de cosmetologice nu sunt ieftine. Asta înseamnă că fiecare client poate să vă aducă un profit. Dar încă este așa un termen în marketing care se cheamă LTV, Lifetime Value. Valoarea pe care clientul ți-o aduce pe un an sau pe ciclul lui de viață. Și atunci înseamnă că un client, dacă a venit odată la procedură, el minim să se mai aducă încă o prietenă și minim ca să mai vin de 3 ori anul ăsta. Dar dacă tot îi gine și trăiește în sectorul ăsta, în următorii 5 ani de zile încă de 10 ori. Astfel, el a venit la tine de 10 ori, ți-o dat cât 20 de euro, iar că tu ai 2.000 de euro. Întrebarea este, ca să aduci acest client care să-ți aducă 2.000 de euro pe an, oare nu costă un freelancer 200 de euro care tu să dai pe lună și el să-ți scrie ție nevrită și tu să n-ai treabă cu postările astea? Adică e mult mai logic să faceți nu cheltuieli, dar investiții. La noi, în companie, este om care face postări. Eu nu pot? Pot. Dar ora mea de lucru costă mult mai mult decât costă ora unui social media manager. Respectiv, eu vă îndemn angajați freelance sau agenție. Dependența de nivelul de spirală este beneficiul din fiecare din aceste trei nivele. Sau este nivelul de jos în care faci tu. Dar atunci să n-aștepți rezultat de parcă la tine lucrează agenție. Adică dacă ar fi așa de simplu, ca tu să faci o postare așa, să o publici din Facebook în Instagram automat, pe toate rețele, înainte era pe grupuri așa istorioară. Conectai aplicații, conectai 760 de grupuri, un click, peste tot s-o dus. Dacă ar fi așa de simplu, am venit de una o întrebare. Oare așa de proști alții care dau bani pe asta?
Nu e ca cum poate un freelancer, cu tot respectul, îi iubesc, îi educăm și îi promovăm. Dar cum poate un freelancer care el e singur să înlocuiască un departament de la agenția mea, unde este aparte copywriter, aparte designer, aparte strateg, aparte posting, aparte boosting, aparte analitică? Cum poate? Asta sunt doar excepții. De regulă, ori freelancerul ați și bun în texte, rău în targetare, bun în analitică, rău în copywriting, bun în design, rău în logică. Adică, e de obicei combinație. De aceea, depindeți de nivelul vostru, alegeți, dar eu vă sugerez să angajați pe cineva. Pentru că businessul vostru poate să facă bani din rețele de socializare, de aceea nu așteptați că nu avem bani. Banii o să facă bani, de aceea investiți. Dumitru, dacă ai început să răspund la întrebări, poți să mergi mai departe de altă rogă. Irina, nu, haideți așa. Haideți la final, că mă uit că e de-a mult 36 de minute, dar noi încă n-am ajuns nici la jumate. Răspundem la întrebări. Sunt foarte bune. Eu mersi foarte mult. 257 de suflete. Rămâneți alături. Ne periculceateți. Svami Andrei Malahov, Teta și Emuș, dar haideți la final despre întrebări și să mergem un pic pe subiecte, pentru că aș vrea ca cei care au venit azi după cunoștință să primească și cunoștință și să le răspundă la întrebări. Să vă fie util. Iar nu uitați, cei care la final o să aveți oportunitate să beneficiați de oferta Black Friday, care noi am lansat-o. Însă văd colegii mei au pus un link sus. Este un link care stated webinarul nostru pentru cei care vor să devină freelancer. Noi avem un program extraordinar, Mentor My Business, unde sunt zeci de absolvenți deja, companii care freelancerii fac 3, 5, 800, 1000 de euro pe lună. Cu ajutorul nostru, cu ajutorul creierilor, cu ajutorul instruirii noastre, tot în tandem spre niște tare frumos. Deci dacă vrei să câștigi 50.000 de euro pe an, înscrie-te la o consultație pe link-ul care este atașat în chat și colegii mei o să te sune, o să te calibreze cu 2-3 întrebări, dacă e ceea ce vrei tu, e posibilitatea, fiind mămică, ai 2-3-4 ore, fiind un student, vrei să investești, vrei să faci banii ăștia, atunci probabil noi putem să te ajutăm în asta, inclusiv să-ți dăm și clienți. Așa că abonați-vă și mai departe, colegii mei, discut cu voi. Noi mergem mai departe și următoarea întrebare care eu mi-o pun și care vreau să vă puneți și voi, care dintr-un să se rezulte și tema pentru o casă, o parte din, vă amintiți, vă uitați la statistică, analizați scopul, analizați jobs to be done-ul, este să fii prezent pe Facebook, Instagram sau nu. Și ce acțiuni trebuie să faci ca prezența ta să aibă logică. Ce? Acțiuni. Deci acțiunile o să fie must have să le notați și să întreprindeți după webinar ceva pași în direcția asta. Prima acțiune care o să vă ajute să vă răspundeți la întrebarea trebuie să fii sau nu, este foarte simplu, foarte cunoscut de toți, analiza concurenților. Analiza concurenților, noi o abordăm în formatul ăsta, să iau 3-5 concurenți, 10, să iau 4 categorii de analiză, asta pe ce canale comunică ei, cum sunt împachetate aceste canale, care este strategia pe canal și dacă este publicitate. De ce eu recomand să faceți analiza concurenței? Este pentru că dacă voi vedeți, că noi avem acest exercițiu în digitalizare, în cursul nostru și noi în mentorat, când ne vedem în primele ședințe cu freelancerii sau cu companiile, noi întotdeauna spunem, ok, haideți să ne uităm, top 10 concurenți pe care voi ați ales, ei sunt în Facebook? Și noi ne uităm, sunt. Înseamnă că răspunsul este și noi trebuie să fim. Este așa un concept tare interesant, citiți despre el, se cheamă Customer Journey Map, CGM. Customer Journey Map are 4 atingeri. Necunoașterea, cunoașterea problemelor, luarea decizii și ciclul închis de reîntoarcerea clientului. Și se spune că în prima etapă de sus, când clienții încă nu te cunosc, sau când la dânsul nu mă apare problema, spre exemplu, vreau niște cursuri, și el intră, spre exemplu, intră în Facebook și el nu te găsește pentru că tu nu ești în Facebook, tu crezi că Facebook asta nu e rețea socială care trebuie pentru business-ul tău, dar concurenții tăi sunt, probabil el se va duce la concurență. Deci, dacă concurenții voștri sunt pe TikTok, voi trebuie să fiți pe TikTok. Dacă ei sunt pe Google My Business, voi trebuie să fiți pe Google My Business. Dacă ei sunt pe Adnaclasnike, voi trebuie să fiți pe Adnaclasnike. Probabil este de menționat că sunt două ingrediente a cuvântului trebuie. Primul ingredient este timp, oameni, bani.
Voi trebuie să înțelegeți că fiecare efort presupune că trebuie să dedicăm timp, trebuie să avem bani pentru asta și trebuie să fie oameni care să lucreze cu asta. Al doilea ingredient, cel mai bun, cel mai ideal, eu mă folosesc dânsul, se numește It Is, Will Be. Eu analizez concurența și eu văd Facebook, Instagram, Adnan Classic, TikTok, Twitter, YouTube și la mine în cap este ai, dar când eu asta atâta să fac? Și atunci eu spun, ok, it is, acum, eu o să fiu în Facebook și Instagram. Will be în 3 luni, va fi în 3 luni plus TikTok. Will be în 10 luni și YouTube. Adică eu conștient nu sunt acolo, nu întâmplător, genul, noi suntem în Facebook pentru că numai în Facebook suntem. Dar noi suntem doar în Facebook pentru că noi am analizat timp, oameni, bani și noi ne dăm seama că noi azi nu avem resurse să ținem 4 rețele sociale, dacă așa. Noi am avut un case interesant cu un brand înghețat, noi am promovat pe dânsă și am creat brandul și am promovat și în Facebook și în Instagram și peste câteva luni ne dăm seama că nu are sens promovarea în Facebook. Nu are sens, mai bine rămânem doar în Instagram. Și am rămas doar în Instagram ca activitate de bază. Și din când în când îți mai posta în Facebook ceva postări din Instagram, adică pasiv-activ, da? Respectiv, eu aș vrea să trezesc în voi logica și conștientizarea că fiecare acțiune poate fi măsurată și are o logică. Adăugând încă un ingredient la cum să fim prezenți, noi trebuie să analizăm cantitativ și calitativ. Este tare greu, deci trebuie să menționez, mă scol așa mai serios, mai oficial, eu trebuie să menționez că analiza cantitativă și calitativă nu toți o să o facă. Dar cei care o să o facă, Doamne ferește, și de simplu și ușor să vă fie străit și să lucrați. De ce? Analiza cantitativă și calitativă este despre activitatea unor întrebări-răspunsuri. Cantitativă înseamnă că noi trebuie să adresăm aceste întrebări la mulți oameni. Și desigur că calitatea răspunsurilor poate să nu știe, omul poate să răspundă din cap. Iar analiza calitativă este că noi avem tete-a-tete discuții, interviuri cu consumatorii noștri. De obicei, analiza calitativă se face cu clienții existenți, ori cu ipoteza clienților care fac parte din avatarul clientului nostru. Și tu întrebi pe dânsă, e ca când tu te gândești la livrare, e ca la și tu te gândești. Și el o să spui, băi, eu mă gândesc la aplicație, dar la site, nu, eu în primul rând mă gândesc la aplicație. Sau invers, se spune, eu mă gândesc că unde intri tu când vrei să comand ceva. Și el zice, băi, eu într-o aplicație, la mine e instalat aplicația și eu comand. Dar altul să spui, dar la mine e un browser, eu într-un browser scriu în Google livrare sushi și apare acolo, eu aleg și asta. Trebuie să spui, dar la mine este clatcă, zaclatcă, unde eu am pus toate brandurile Glovo, Strauss și acolo cum mai sunt și eu intru acolo. Avem trei comportamente diferite. Dacă noi știm că oamenii comandă din aplicații, oamenii comandă din Google sau oamenii comandă din browser și noi am întrebat 1000 de oameni, noi am vedea preponderentele distribuția lor. Și noi am înțelege că, uite, 90% din respondenți și calitativ și cantitativ au răspuns că ei din aplicații comandă. Înseamnă că noi dacă vrem să ne băgăm în business-ul ăsta, noi trebuie să facem aplicații. Da, ei costă 10.000 de euro. Dar tu, dacă intri, tu n-ai să fii concurențial, n-ai să te ajute nici Facebook, nici Instagram. Sau invers, tu poți întrebi despre postări, tu poți întrebi clienții tăi despre, dar ce așteptări aveți de la o pagină de Facebook în domeniul frumuseții? Și fetele lasă răspundă, câte 10 oameni pe lună măcar să întrebați, la voi într-un an de zile și 100 de răspunsuri, care ați văd că deschide ochii total diferit, pentru că voi, ca fondator sau expert, dacă mai ales sunteți fondator a brandului, ăsta e copilul vostru, el e cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai ideal, firească cineva să-l obișnuiască, să-i pui un comentariu, un dislike, zărejul. Respectiv, noi înțelegem că voi nu sunteți obiectivi, de aceea întrebați concurenții voștri. Dar cum te întrebat? Nu, te duci la saloane de frumusețe și te uiți cum ies fetele din saloane. Le întâlnești la colț casă și îi spui, mă scuzi, te rog frumos, să-mi fie iertat îndrăzneala, am văzut că ai ieșit de la salonul acela, dar care sunt două motive care te fac să mergi la Gabriela Style, dar nu la Mihaela Style? O șeptea este trimată, poate vreo doi, poate ați zic că ce ești? Anormal, eu stăpână la salonul ăsta și fel de întrebări. Dar vreau doar să răspundă. Și că tu ai 100 de răspunsuri. De ce? De ce ei se duc? De ce?
Răspunsurile sunt diferite, că insight-urile este. Acțiunea de insight, colectare de insight este cel mai de preț acțiune care poate să facă un social media manager sau un business înainte să cheltui timp, oameni, bani pentru a fi în Facebook sau Instagram sau în alte rețele sociale. Când tu știi că oamenii caută pentru că îi dor ceva, tu faci această acțiune. Eu povesteam ieri în follow-up, toți absolvenții noștri, indiferent de ce cumpără, ei sunt într-un grup unde noi lunar ne întâlnim pentru discuții tet-a-tet și povesteam despre faptul că eu în contextul vârstei mele am început să mă doară spatele. Eu arăt bine, dădeam ho-ho. Respectiv, când am scris în Instagram, vreo 2% mi-au recomandat companii de, ca soluție. Vreo 10% mi-au recomandat acupunctură, vreo 5% mi-au recomandat diferite brâuri de cal, de câine, de și vrei acolo, brâuri erau. Majoritatea mi-au dat nume de cachita medici, ia ca Nicolae Petrovici, ia ca Mihail Vasilici, ia ca Galina Vasilici, ăsta e tare bun la masaj, ăsta e tare, te ridic în chișoare pe 5 minute. Și doar un mic procent o recomandat companii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că din 100 de oameni, doi oameni mi-au spus două companii. Una dintre ele noi o promovăm. Am promovat-o, o consultăm. A doua a fost la instruire. Ambele eu le cunosc. Și eu le spun, colegi, la oameni în cap, în jobs to be done, facem apel în urmă, nu este așa ceva că ei spun, când mă doare spatele, mă tind că trebuie să mă duc eu la o clinică specializată pe boli spațiale, am vrut să zic, boli de spate. În același context, când ne doare dintele, când voi vreți să rezolvați o problemă și dacă voi ați face un stories, n-ați fi așa că oamenii a spui Galina Petrovna, Mihail Vasilici, acolo de acolo este un pațanaș, ți-l scoate repijor. Nu, la oamenii în cap este, cum adică vrei să spui, eu să mă duc la o dânsă acasă să-mi scoate dintele. Adică la tine deodată apar branduri în față. Adică în industria asta, în industria stomatologică, brandurile sunt în față. Și lupta se pune în brand. Dar în industria asta, lupta se pune la început. Oamenii încă nici nu știu că este oportunitatea asta. De unde vrei să cumperi la tine? Din faptul că tu ai făcut 3 postări pe zi? Și le-au văzut tot așa și oamenii care au dat like? Think about. E foarte important. Analiza cantitativă și analiza calitativă. Stocați toate întrebările. Și voi să primiți o medie. Voi să primiți o medie care o să vă răspundă la întrebarea ce putem noi să vorbim în Facebook sau Instagram, trebuie nou în Facebook sau Instagram și cred clienți și produse tare mult, insight-urile. Și al treilea ingredient din acest blog este nu la tăț, dar trebuie să apelez la așa zisa ciuică. Eu nu știu cum se numește asta în limba română, dar este așa un feeling în care tu știi că tu trebuie să faci asta. Și asta deseori face diferență între business-uri fondatorul. El spune noi în Instagram, o să facem în fiecare săptămână live. Noi vrem să facem 5 stories-uri și ca să facem așa cu efecte sau noi să facem postări lungi, noi vrem să educăm oamenii să citească. Sau noi vrem să facem live-uri, dar nu noi să vorbim în live-uri, dar să ducem un expert și să discutăm asta. Adică este ciuică, că nu trebuie să citească, să întrebi, el simte asta. Și decizia care o e, piața rezonează pozitiv. Acest ingredient nu este la toți, din fericire. De ce din fericire? Că cei care l-au pot să concureze. Asta este un privilegiu concurențial dintre experți. Nu toți au ciuică. Nu toți au logică, dar ciuică nici atâta. De aceea, dacă să mergem așa pe o scară, noi ne uităm și oameni sunt, noi ne uităm ce se întâmplă cu dânsul la nivel de job to be done, noi uităm diferențele dintre aceste rețele, noi înțelegem deja mai bine că aceste rețele sociale au în spate o logică. Și această logică trebuie argumentată prin cifre și prin ipoteză. Ce fel de logică încă mai poate fi? Este că tot asta are directă legătură cu așa zisele audiențe. Este următorul bloc despre care noi vreau să vorbim, este despre audiență. Dar înainte de asta vreau să mă uit dacă
voi nu scrieți sau dacă nu, nici nu se întâmplă acolo ceva straniu, care e strategia corectă în cazul în care următorii sunt mii, iar like-uri, comentarii în proporție de maxim 50%? Diana, nici o strategie. Strategia azi este despre new audience. Strategia azi este nu despre a mări baza de like-uri, dar de a face impact unic, zilnic, săptămânal, lunar, cât mai mult. Pentru că oamenii azi au înțeles că informația este iac așa. Ei n-au nevoie să urmărească o pagină ca scumpere de la dânsă. Voi precis tăți știți despre Endispiță, dar ne fapt că voi tăți mâncați la Endispiță. Și cei care mănâncă la Endispiță, ne fapt că ați dat like la pagina Endispiță. Și atunci, pentru ce like-uri mă întrebați? Nu, pentru orgoliu șefului, pentru rapoartele în analitică, pentru că și asta ca parabolicică antenă la sărată galbenă. Las și. În televizor nu avem important antenă și. De aceea, eu nu cred în like-uri, eu nu sunt adept, nu vă recomand și cum zic frații noștri din criptovalută, ăta ne finanțăvei savete, să vă luși mai în abludere. De aceea, adică, voi puteți să investiți 50, 100, 200, 500 de euro, timp, o oră, două, trei, o lună, pentru a mări baza cu like-uri, dar asta nu o să vă mărească vânzările. 100%. E verificat, v-am spus din start, peste 4.000 de branduri am privit ca așa cu ochi la departamentul lor de marketing. Eu n-am găsit nicăiurea corelația directă și eficientă în care tu îți depui o leacă de efort să ai mii de like-uri și să ai vânzări. De obicei este sau depui mult efort, ții o audiență activă, sau tu faci promovare, influenceri, tu ai like-uri, dar n-ai nici vânzări, cu oamenii și ei au venit pentru că cineva le-a zis, spuneți like lui Talmazan Dumitru. De ce eu sens nu văd. Așa. Și mai este aici. Sergiu Cântelă, foarte important? Da, foarte important. Atmosfera importantă? Da, important. Ce buget în mediu au companiile de promovare în Republica Moldova? Eu pot spune așa că există câteva nivele. Există nivelul startup sau... Și nu ne referim aici la ani de activitate. La cheltuială de bani. E oamenii care fac boost posturi. Asta este până în 100 de euro pe lună. Aici intră oamenii care se joacă cu bugetul, gen, au pus 2-3 dolari pe nu știu ce, până la 50 dolari eu nu socot că asta e buget, asta este un fel de bătaie de joc, 50 dolari pe lună. Până în 100 dolari, asta sunt începătorii sau oamenii sărași, ca, iarăși mă repet, ca logică, nu ca bani. Pentru că bugetul nu este despre n-am bani. Bugetul este despre n-ai făcut planificare corectă și nu ai bani de unde să investești. Pentru că dacă tu investeai bani, corect, înseamnă că banii ăștia ți-aduceau lead-uri, dar lead-urile ți-aduc bani. Sau lead-urile fiind clienți potențiali, trebuie să-ți aduc bani. Deci tu n-ai nicăt de pierdut investind mai mulți bani. Al doilea nivel, cel mai des întâlnit, este între 200 și 500 de euro. Cel mai des. Cred că 70% din toți clienții noștri au un așa buget. 200 și 500 de euro. Vreo 20% au de la 500 la 1000 de euro. Astea sunt brandurile cu care spate jet lucrat. Azi, în Republica Moldova, un brand care are 2-3 produse, 2-3 landing-uri, care are vreo 20 de zile de promovare, el cheltuie de la 500 la 1000 de euro. Brandurile mari, astea sunt de la 1000 la 5000 de euro. Azi se cheltuie Republica Moldova. De ce când voi puneți un dolar pe zi și cheltuiți 30 dolari, și deși oare, știți, baica asta care eu zic întotdeauna, sau cel puțin la offline-uri, spuneam, legată de buget, când noi la unul din evenimente făceam promovarea și unul dintre fotografi care o făcea poză la eveniment, asculta și după training-ul ce s-a terminat, el a făcut poză, el se apropie și mulțumește, a doua zi mă sună și spune, Dumitru, eu am făcut tot ce tu ai zis. Am pus un dolar pe zi. Și eu zic, cât? Și zic că trebuie două. E cam așa. Cam așa e situația. Adică, eu zic că ne psihui, nu chiar așa, că muși a să vină fiscul, ca să vadă, pam, s-a ridicat ceva în statistică pe cheltuială. Adică, 1, 2, 3, 5 dolari pe zi, asta e puțin. Nu pentru că eu așa gândesc, nu pentru că eu așa vreau, nu puteți cheltuiți, dar realitatea
din piață este că dacă voi ați ști că concurentul vostru cheltuie 300 de euro, dar voi 100, voi de două ori mai puțin sunteți afișat în online. Înseamnă că oamenii care văd, îi văd de două, de trei ori mai mult pe dânsul. Decizia probabil o să iei în vectorul lui. Vestea bună este că nu întotdeauna bugetul rezolvă întrebarea. Adică nu prezența în online prin buget ne asigură că la noi tătă și e farșă. Așa că asta este un complex. Este deja marketingul. Dar pe spirala asta este deja aici, la mijloc, în sus. Aici de la început nici nu vă gândiți la ce își spună mâine. Pentru asta faci o postare două pe săptămână și un bus post cu 5 dolari și tătă și e ghine. Și 1.000 de euro profit și tătă și e crută. Dar dacă voi spuneți, Dumitru, vă rog 10.000 de euro profit. Apoi că la 10.000 de euro tu nu poți să ai aceeași atitudine care ai avut la 1.000 de euro. Trebuie să crești creierul la alt nivel de abordare, cu alte riscuri și cu alte beneficii. Good? Good. Audiențele. Must have. Tema asta pentru o casă pentru toți care cheltuie de la 50 dolari în sus. Tema asta este must have. Audiențele. Asta este cel mai crută care poate să întâmple. Asta e un fel de orgasm a sămâmșicului. Audiențele. Pentru că nu tăți le au și pentru că cei care au înțeleg despre ce eu vorbesc. De aceea, audiențele le găsiți în contul de business manager, contul de business manager ori la audiențe. Ele sunt multe. Dacă priviți în ecran, există audiențe pe surse de date, asta e site-ul și activitățile în aplicație. Există lista de clienți și activitățile offline și există sursele Facebook. O să trag atenție la această categorie, clip video, formular de clienți potențiali, aveți experiență instantă, cumpărături, Facebook Wi-Fi, o audiență, apropo, dacă voi vă setați routerul la Facebook Wi-Fi, oamenii care se conectează prin routerul vostru, voi puteți să-i luați în audiență de remarketing. Ce înseamnă remarketing? Citiți în Google sau ascultați-mă pe mine. Remarketing este când noi comunicăm a doua oară cu același client, dar a doua oară noi comunicăm din cauza că el a intrat undeva și noi i-am salvat prezența lui. Asta când voi vă duceți la AliExpress, vă uitați la husă, când vă duceți în Facebook, din urmă husele și ele vin. Sau vă duceți la Booking, vă duceți la Quartier și când veniți în Facebook, el din urmă vine. Aici este remarketing. Apoi ca oamenii care se conectează la Wi-Fi, voi puteți să luați în remarketing. Există 2-3-4 audiențe care eu azi vă recomand must have. Voi să le aveți, fără a spune da nu, dar eu n-am bugete sau nu știu ce, nu contează, n-ai site, n-ai landing, sunt câteva audiențe care trebuie să le faci și lasă-le să stai. Ele nu share mâncare, ele singure se acumulează. Prima audiență este audiența de interacțiuni cu pagina Facebook. Această audiență o găsiți la audiențele personalizate. Și voi aveți una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte audiențe. Poți salva oamenii care îți urmăresc pagina, oamenii care au interacționat cu pagina ta, oamenii care au vizitat pagina ta, adică eu am intrat pe pagina ta, dar nu au făcut nici acolo, oamenii care au salvat postări. Adică sunt mai multe tipuri de audiențe și vă înțelegeți că fiecare audiență are un soi de comportament. Adică oamenii care au intrat și nu au făcut nică, și cu oamenii care au venit, au dat like, și cu oamenii care salvează postările noastre, sunt trei target grupuri total diferite. Noi putem seta publicitate pe fiecare target grup. Fix așa audiență noi avem și pe Instagram. Oameni care au interacționat cu acest content profesional, oameni care au vizitat profilul, oameni care au interacționat cu orice postare, oameni care au trimis mesaj la Facebook și la Instagram, este așa element, că puteți să arătați audienții care v-au scris mesaj. Uitați-vă ce strategie interesantă de promovare. Voi faceți publicitate, faceți dvijenii, faceți posteri, faceți like-uri, live-uri, faceți ce vreți și vă oamenii scriu, prieteni, vă scriu un comentariu în privat. Bună ziua, mă interesează, bună ziua, mă interesează. Voi vezi că în două luni de zile voi faceți audiența asta și statistica vă arată că voi aveți 2000 de oameni acolo. Voi vă uitați la voi în casă și la voi a intrat 100 de lei care au plătit un om. Și s-a întâmplat cu restul 1999 de oameni. E ca voi puteți face diferența dintre toți care ne-au scris, câți au cumpărat. Și atunci voi puteți pe ăștia care au scris, dar nu au cumpărat, să-i citați publicitate. Publicitatea în remarketing, în audiențele personalizate, este extraordinară. Pentru că voi puteți direct în cap. Eu spun că sunt două strategii mari. În promovare este strategia Sniper și strategia Tun. Mulți folosesc strategia Tun. Asta este bus post 865 Moldova All.
Când tu faci așa un hă, ai 5 dolari așa pe pulc. Ia zamahnul, se arată așa. Dar strategia tu presupune că tu pur și simplu zici ca o leacă la sud, femei numai. Și babah, piscine zațepit, tavo zațepit. Dar strategia sniper presupune că tu o chești. Adică tu ai luat oamenii care au scris mesaj. Tu poți iei femei din Chișinău. Și tu poți să scrii, să faci publicitate în așa fel încât să spui, spre exemplu, bună ziua, dragă Angela. Dacă vă mai putem fi de folos, cu drag, luați legătură cu managerul vostru personal pentru ca el să vă povestească despre oferta noastră curent. Și se întâmplă în așa situație. În primul rând, Angela începe să-și stângă camera. Și se încleie în naușnicul. El înțelege că большой брат следит. El vede că, adică cei care nu știu de remarketing, întotdeauna zic, tu știi, Dumitru, e ca noi vorbim despre pizza? Și a început să apară pizza. E deseori și se întâmplă. E mai timp pe noi ne ascultă. Nu vă ascultă, asta este întâmplător sau remarketing. Pur și simplu tu ai uitat că ai clicat sau că ai căutat cuvinte cheie. De ce e? În formatul ăsta, audiențele personalizate sunt extraordinare. Mai sunt niște audiențe tare, frumoase, puțin știu despre ele, iar cei care știu sunteți în prioritate. Vizualizări de clip video. În audiențele personalizate este așa punct ca clipuri video. Tu poți să iei orice video de la tine din pagina de Facebook, ori din pagina de Instagram, să selectezi un video sau mai multe videouri și să selectezi câte secunde să salveze. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că voi ați postat o publicare. Voi vedeți, 20.000 de oameni s-au uitat la video. Voi sunteți oameni adecvați. Și înțelegeți că sunt oameni care s-au uitat 3 secunde, sunt oameni care s-au uitat jumătate de video, sunt mama, tata care au privit tot video, da? Sunt și așa oameni. Respectiv, voi înțelegeți că tu n-ai 20.000 de oameni care au privit tot video. De obicei, 20.000 cifra o arată minim 3 secunde. Apoi că tu poți să te duci și spui salvează-ne audiența care a privit 25% sau salvează-ne audiența care a privit 95%. Și concluzia vine instant. Oamenii care au privit 25% cu oamenii care au privit 95% sunt total oameni diferiți. Pentru că ăștia care au privit 95% trebuie să-i pui monumente, un minut jumate te-au ascultat. Dar este că 3 secunde probabil au pornit și nici sunetul și au plecat mai departe. De ce? Când mergem în remarketing, excepțională variantă este să mergem. Cineva zice retargeting, ziceți-i cum vreți. Important, faceți audiențele și faceți reclame. Nu mai sunt disponibile. Adică nu mai sunt disponibile. La noi sunt. Vreun update, audiențele care au scris nu sunt disponibile? La noi audiențele sunt disponibile. Acolo problematica este următoare. Problematica audiențelor, cei care au scris mesaj, este că voi puteți să trimiteți mesaj, doar publicitate, inclusiv în Messenger, doar oamenilor care v-au scris mesaj. La noi în conturi încă mai este activ. Dacă este vreun update, nu ne-a scris cine aici, nu ne-a scris asta, Vladimir, o să verificăm. Cel puțin în ultimele campanii care eu le știu în audit, la noi încă lucrau. Dar facem un update, însă ele încă sunt și în listă. Screen-urile le-am făcut ieri, în listă avem acest element. Așa, mergem mai departe. Cică una din audiențe care recomand pentru mai ales cei care fac evenimente, este audiențe toți care o deschis evenimentul nostru, o dat going, o dat interested. Și iată, este un update de o hubă de vreme, care dacă n-ați intrat pe acolo, intrați. Înainte era posibil noi să salvăm audiența, toți oamenii care au dat going, interested, going și interested, spre exemplu. Dar voi știți precis și ați auzit și ați fost martori nu odată că voi ați dat going la eveniment, dar nu v-ați dus. Voi n-ați dat going la eveniment și v-ați dus. Adică nu era o corelație chiar atât de direct între faptul going și reală plecarea oamenilor. Și salvând audiența evenimentelor, nu era calitativă. Aveai 600.000 de going și aveai 5 oameni în sală. De aceea, acum este audiență în listă, toți cei care au deschis evenimentul, fix cum le este la Facebook, toți cei care au vizitat pagina, este și toți cei care au deschis. Și dacă voi aveți o artă frumoasă de a scrie titluri și de a face imagini atrăgătoare, șansă mare ca oamenii să deschidă măcar evenimentul. Și dacă el nu m-a deschis evenimentul, noi putem să-l luăm în remarketing și să arătăm publicitatea noastră la un alt nivel și cu altă abordare.
Folosiți-vă și vedeți cum, cum lucrăm. Cum să abordezi fiecare rețea socială în parte? Am pomenit mai recent despre faptul că eu în rare cazuri sunt adeptul că Facebook sau Instagram trebuie folosit cumva aparte la nivel de numai în Facebook sau numai în Instagram. Există strategii. Noi avem și cursul de Instagram unde vorbim de strategiile de prezență în Instagram și una din strategii este strategia Welcome. Atunci când tu nu ai resurse, când Will Be-ul la tine este peste 6 luni de zile, noi să ne ocupăm cu Instagram, acum până când dați cu Facebook să ne dezmicim, atunci tu faci un fel de Welcome Instagram care tu ești, dar n-ai resurse și asta tot cumva convertește. Deci, dacă voi aveți oportunitatea să fiți în ambele rețele, eu aș atrage mai mult atenție ca fiecare rețea să fie complementară strategiei voastre de poziționare și de promovare, decât să, din cauza că nu avem resurse, haideți să fim numai în una. Excepții fac anumite nișe, unde, cum spuneam în case-ul cu înghețata, unde noi strategic am decis că n-are sens. Deci, adică vedeți dacă pentru voi asta este important. Și un blog foarte important care vreau să-l transmit, noi mai avem un pic de tot, este cum să ne promovăm afacerea prin Facebook și Instagram. Deci, uitați-vă, aici rog cei care fac notițe și fac stories-uri după asta și arată că ei au învățat neasară, notați pas cu pas. Cei care nu faceți măcar screen-uri pentru că ați vă prinde de ghine. Un mini concluzie cu un bloc informațional. Deci uitați-vă, ca să înțelegem cum noi putem să ne promovăm, noi înțelegem că după ce noi începem să activăm, dacă noi avem de calibrat rețele socializare, avem făcut o mini-strategie. Eu nu numesc o strategie de marketing, strategiile astea, nu, Paul, nu-i breț, faci strategie pe un an de zile, după mine, când tu ești un business mediu mic și când ai un om care faci tot și încă răspunde la telefon. Respectiv, eu aș face așa un fel de plan de acțiuni, o viziune, o structură, cum noi ar trebui să lucrăm. Și astăzi vreau să vă dau câteva modele. Primul lucru, noi trebuie să înțelegem următorul detaliu. Noi avem două abordări. Strategie de PR și strategie pe campanii. Strategia de PR presupune că noi trebuie să facem analiza concurenților, noi trebuie să facem redistribuirea pe canale, noi trebuie să înțelegem scopul pe fiecare rețea socială dacă noi lucrăm cu fiecare rețea socială, noi trebuie să avem un plan de acțiuni făcut pe termen scurt și mood board-ul care planul conține media planul noi azi n-am discutat, dar punctele astea sunt la noi în cursul de digitalizare, cei care îl trec acum o să vedeți acolo, cei care o să beneficieze de ofertă azi o să puteți și tabelele și detaliile să le vedeți inclusiv acolo, dar azi conceptual enough pentru cei care sunt la nivelul că eu vreau până când așa de departe să mă uit la rețele. Respectiv, noi înțelegem că este strategie de PR în care voi să faceți din experiența noastră una, două postări pe săptămână, un live pe săptămână și o să promovați aceste una, două postări pe săptămână cu 5-10 dolari, 1, 2, 3 zile fiecare postare, ori o parte din postări. Pe Instagram voi să aveți 5-10 stories-uri pe zi, dacă vreți o activitate complexă, dar măcar 2-3 pe zi. Voi să aveți o postare pe săptămână, o să aveți un live pe săptămână și cu promovarea în Instagram un pic mai slăbut se întâmplă. Și este a doua cale în care noi mergem în strategie per campanii. În strategie per campanie noi avem două scopuri mari. Primul scop este scop de branding sau scop de lead generare. Deci companiile pot fi prezente prin strategie de campanii pe Facebook sau pe Instagram prin două scopuri. Sau pentru vizibilitatea brandului, pentru că voi nu puteți sau nu aveți ce vinde, dar numele vostru vinde de la sine. Respectiv facem vizibilitate sau facem generare de clienți. Sau ideal facem pentru cei care vor generare de clienți să facă și branding, măcar o lecățic. Toate aceste acțiuni se realizează prin formatele sau boost post sau campanii complexe. Campaniile de boost post asta înseamnă atunci când la voi sub postare este un buton albastru, voi clicați pe dânsul, acolo sunt 2-3 puncte, ați ales cât, cum, care, boost. Aici eu recomand 5-10 dolari, 1-2-3 zile. Fiecare postare, ori postările care sunt strategice. Ce înseamnă postări strategice?
postări care, unu, sunt importante și voi vreți să-i vadă mai multă lume, pentru că algoritmii asta arăte la foarte puțină lume și deseori la aceiași oameni. Doi, când s-a cheltuit timp, bani pentru crearea conținutului dat. Și atunci voi ați cheltuit fotograf, videograf, timp, ați întrebat cu mătru, copywriter-ul și când colo la voi 200 impactul. Care e sensul? E că atunci mai punem un 2, 3, 4, 5 dolari pe 1, 2 zile și încă vreo 1000, 2, 3 de oameni o să-i vadă. Acesta la noi este buspostul. Dar noi înțelegem că buspostul are două scopuri mari, mari, mari. Primul este trezirea audienței existente, adică voi puteți promovați postările pentru audiența care a dat like la pagină și cineva întreba cum de trezit oamenii care acolo 50%, încercați să faceți promovare doar pe dânși. Să-i treziți, să amintiți că voi existați. Și a doilea scop care l-am menționat, am depus efort, trebuie să facem vizibilitatea contentului creat. A doua strategie în context de promovare la noi vine campania publicitară. Ea arată fix așa, e o postare, ea apare în feed, când s-a terminat bugetul, ea dispare, dar acolo noi putem să folosim instrumente mai complexe, acolo este o activitate care este susținută de mai multe instrumente. Instrumente de vizibilitate, instrumente de considerare, generare de trafic și restul. Un punct mega important pentru toți, este că noi trebuie să lucrăm la creșterea notorietății brandului sau așa zisul brand lift, pentru că el ajută și la vânzare și la cei care fac vizibilitate. În concluzie, noi înțelegem că noi avem parte de PR, unde sunt postări, stories-uri, live-uri, video. Și noi avem parte de campanii, unde este brand awareness sau lead generare, unde construim imagini, facem vizibilitate și testăm anumite instrumente. Este important, foarte important, să știți cu cine voi aveți de discutat și cine este target grupul vostru. O să mă uit acuși inclusiv și la întrebările voastre. Eu vă văd. Sper mult că aveți răbdare. 245 de suflete care sunteți alături de noi. Dar spuneți-mi înainte de asta de la 1 la 0, cum este dispoziția voastră? Cum viteza conținutului dat până acum? Cum tematica, abordarea tematicii, relevanța? Cum de la 1 la 100 dați să înțeleg atmosfera voastră la ora curentă? În ce direcție mergeți? Așa, Mihai Todos, ce s-a întâmplat? Deși 51. Eu mă bucur că e piste medii, nu e 50, nu e 49, dar cum pot eu să mă corectez? Te rog frumos. 65, Felicia, și am păcătuit eu azi așa. 90, Nadejda, eu să, și Elena și Nadejda, care 90-99, eu mai am încă o șansă, nu s-a terminat. În medie e piste 50, bucură. Bucură, asta e aproape ca și pozitiv. Feedback-ul vostru chiar contează pentru mine, nu pentru că asta este procedură din training, trebuie să întrebi, scrii comentarii. Dacă eram în Facebook, era sens, pentru că fiecare comentariu îți mărește impactul. Aici, real, eu nu vă văd, stau în fața la un proiector de cameră și un ecran și așa, Natalia, atât de zerouri cât neșiba n-are. Așa. 100, numai că multe noțiuni cunoscute. Mi-am făcut notițe și mai caut info. Mihaela, spor mult în lumea social media. Dă un follow pe Instagram, Talmazan School, Talmazan MD. Noi acolo deseori dăm feedback. Aștept stories-urile voastre. Mersi mult de feedback. Dacă pentru voi este relevant în general acest subiect, vreau să spun așa o mini concluzie pe direcția asta, înainte să răspund la întrebări, văd câteva întrebări mai lungi și mai mari, o să încerc să le răspund acuși, însă, cu siguranță, în față, acum ne stau trei căi. Așa o răscucere frumoasă și vreau să luați în serios blocul care vreau să-l povestesc acum. Prietenește, colegial și omenește, vreau să mă auziți cei care vreți să lucrați în social media,
lucrați în social media, să dezvoltați un business, sunteți la spirală, la începuturi și sunteți nevoit sau aveți plăcerea să faceți voi singuri toată asta. Toți voi aveți trei căi de azi încolo sau în acest moment. Prima din cale asta este să nu faceți nimic și să rămână tot cum este acum. O parte care nu ați înțeles-o din informație, cineva spune, dar pentru cine analiza concurenți, pentru ce activitate cantitativă, pentru ce activitate calitativă, domnitru, bă, o postare, am pus 5 bucks, pam, pam, 500 de euro, am băgat reclamă și period. E dreptul vostru. Asta nu este cumva un fel de... Oamenii trăiesc și fără Facebook. Doar că atunci când vrei să trăiești cu Facebook, trebuie să trăiești eficient, să nu pierzi timpul tău pe acțiuni ineficiente. Un click incorrect poate să scadă 50 dolari pe zi. Dar știți ce înseamnă 50 dolari pe zi? Pe lună, hai luați, asta-s 50, asta-s 100, asta-s 200 dolari pe an. O parte din voi, eu sunt sigur, dacă eu aș avea acum oportunitatea să fac auditul contului vostru de publicitate, eu pot să găsesc până la 2, 3, 500 de euro bani care voi ați cheltuit. Și nu că nu a dus rezultat, dar încă vă cheltui timp și ineficiență și probabil deseori poziționare incorrectă. Noi pur și simplu asta din teren aducem. De aceea, prima este să rămână tot cum a fost și ne vedem la alte webinare cu drag. A doua variantă este să vă descurcați singuri și aici eu vă sugerez să săpați. Să săpați pe YouTube Talmazan School, sunt vreo 10 webinare. În Google scrii how to set up a Facebook campaign, what means strategy, jobs to be done, mom, sătați, toți ăștia sunt în Google. Ceea ce spun eu acum este o concluzie prin prisma experienței, informații, eu și eu mă instruiesc și este adaptat mai simplu. Dar dacă voi aveți timp și nu vreți să vă complicați, atunci singurei. Nu un caz există în lume când self-made este mult mai de succes decât cei care au lucrat cu mentori și cu profesori. Și a treia variantă este să începeți să implementați o parte din instrumentele care azi noi le-am discutat și să aveți un rezultat garantat, dar real garantat. De ce? Pentru că dacă voi azi ați mers haotic prin postări, prin publicitate și voi într-o lună de zile faceți analiză concurenței, faceți statistică, faceți analiză cantitativă și calitativă, faceți un mood board, faceți niște pași, voi să lucrați unul mai puțin, timpul care voi să-l dedicați de lucru să fie mai eficient și voi să primiți mai mult rezultat. Precum spuneam la început și o să vă arăt încă o dată, au făcut-o peste 4.000 de beneficiari în cadrul cursurilor noastre pe care noi le-am organizat până acum și instruirilor și corporate-ilor și consultanții, programul Mentor My Business și absolvenților care au fost la noi la instruire în format online, offline și orice format care a fost posibil livrat de către noi. Eu vreau ca voi, cei ce noi azi am discutat, cei care o să vadă în reluare, care o să vedeți în reluare, să vă uitați foarte atent la ipoteza că azi o investiție de timp poate să vă economisească o investiție de bani peste o perioadă. Amâia ne stăm în față o perioadă extrem de faină. Complicată, mult, când se înceapă moștetie, Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, și vin sărbătorile, vin. Atunci toate bugetele voastre de 2 dolari pe zi, ele nici n-a să iasă din licitație, pentru că acolo ați promoveze giganță. Și atunci ce să facem? Să ne instruim, să facem tot corect. Să ne instruim, să facem totul bine. De ce? Toți cei care sunt aici, cei care vor să devină freelanceri, nu uitați că este link. Iar toți cei care sunt aici, dați-mi voie să vă prezint oportunitatea care este. Și nu ni rușine, înainte ni rușine, spun cumva, ni era oricum, aia e chema la webinar și le bagi lor cursuri, nici de cum. Dacă tu până acum te-ai descurcat singur, să ai de tăti și ne dai și nouă. Dacă tu până acum ai înțeles că nu știi încotro să o iei, stânga-dreapta, și să fac eu? Să fac multe postări sau să bag mulți bani? Să fac content sau să fac diversificare? Să fiu pe Facebook sau pe Instagram? Poate să mai fac și vlogging, poate și blogging? Ce să fac eu? Dacă tu ești în zona asta în care tu faci acțiuni, dar ele nu sunt înțelese, noi putem să te ajutăm. Sincer și deschis. Iar acum, oportunitatea extremă care este oferta specială, valabilă, nu știu dacă să fie valabilă pentru cei care se uită în reluare, eu nu știu când voi să vă uitați, dar minimum astăzi care sunteți, vă rog, 5 minute din viața voastră și viața voastră să fie cu 5 minute mai fericită mâine. Ofertă specială pentru voi, noi nu știu când, mai tâncăm pe 11 sau nu știu când e Black Friday, dar noi lansăm oferta de Black Friday deja astăzi. Pentru toți cei care sunt aici,
Și avem noi la dispoziție 70% reducere la programele noastre. Noi avem programul Facebook Start, noi avem programul Master Ads, programul Instagram, digitalizarea afacerii, workbook-ul Facebook, noi avem workbook-ul Instagram. Până la 70%, toate cursurile, în valoarea care la noi este de 649 de euro, astăzi sunt valabile la 269 de euro. Sau fiecare parte s-au cumulat la un preț care... însă și numai programul Master Ads costa la noi mai scump. Ce fel de cursuri sunt? Dacă voi, ca să vă spun ce puteți să învățați, să vă dați seama. Programul Facebook Start este un program care este costul lui standard este de 99 de euro. Sunt două sesiuni plus 12 ședințe de follow-up pentru un an de zile. Este în format Zoom. Are 10 lecții preregistrate plus 2 zile de instruire în care noi discutăm despre pagina de Facebook, ce postăm, când postăm, cum postăm, setări, strategii de publicitate, strategiile de comunicare, copywriting-ul, jobs to be done, avatarul clientului, toate momentele legate de comunicarea în online este despre Facebook Start și Facebook Start astăzi este valabil la doar 49 de euro în loc de 99 de euro, 50% reducere. Voi puteți luați cursurile aparte sau puteți luați în combo. La voi a apărut un butonaș acolo. Voi puteți accesați și completați formularul, indiferent vreți combo sau dacă vreți doar un curs, când îți vă sună colegii mei, voi veți spune, eu mă interesează oferta X, oferta Y. Respectiv, vă spuneam, Facebook Start în loc de 99, 49 de euro, oferta valabilă pentru toți cei care se înregistrează astăzi în cadrul programului nostru. Al doilea curs din cadrul programului este programul Masterat sau programul despre publicitate. Este un program care este destul de complex, este pentru cei care vor să facă promovare mai mult de 50 de euro pe lună, care nu au sau nu știu sau vor să înțeleagă ce înseamnă business manager, pixel, audiență, strategii, cum să faci o reclamă, cum să analizezi o reclamă, Google Tag Manager, Google Analytics, Yandex Metrica. Toate momentele astea sunt pentru ca voi un click să vă scoate investiția din program. Uitați-vă ce program complex și el un pic diferă. La fel sunt 10 video preînregistrate, plus noi avem 12 ședințe pe an pe follow-up. Noi avem formatul online și sunt variante și o zi de offline. Sunt 4 sesiuni seara prin Zoom cu înregistrări, cu follow-up-uri, feedback-uri. Vedeți în screen-uri sunt cum să petrec toate aceste cursuri. Temele sunt diverse. Și o să rog colegii minimum aceste screen-uri care azi noi le vedem să le trimitem în e-mail-ul de follow-up care să-l trimitem la toți cei care au văzut Zoom-ul, voi să vedeți programul mai detaliat. Acum completați formularul dacă vreți participați ca beneficiari ofertei Black Friday în loc de 299-185. Instagram, curs, 2 zile, Zoom, Classic 99, te despre Instagram, 12 module, interfață, cum se creează promovarea 4-dimensională, cum traficul, publicitatea, aplicații, filosofii, content, inspirație, softuri, 2 sesiuni, câte 2-3 ore, workbook-ul Instagram, 2 înregistrări, video, 12 ședințe de follow-up, tot asta costă 99, astăzi la 49. Cursul de digitalizare, e extraordinar curs, spuneți-mi, vă rog, printr-un plus, cine deja la noi este la cursul digitalizare? E că cine din cei care privesc, sau așa, cine din cei care privesc o trecut măcar vreun curs de al nostru? Lăsați un feedback. Cum a fost? A fost bine? Nu a fost bine? Lahatronstva? Nelahatronstva? Recomandați? Nu recomandați? Spuneți ce curs ați trecut și feedback-ul vostru. Vă rog, sunt oameni care ar avea nevoie de un shoot care înseamnă încredere, pentru că șutul ăsta o să le salveze bani la anul. Voi învățați, dacă luați toate programele, voi învățați noiembrie, decembrie și din ianuarie începeți în plină forță până să termină alivieu, să îi dați bătaie pe promovare. Deci scrieți cei care ați trecut vreun curs, văd foarte multe plusuri. Scrieți, vă rog frumos, feedback-ul vostru. Elena, Tatiana, Doina, Tudorița, Tatiana, Rodica, scrieți, vă rog frumos, feedback-ul vostru. Cum a fost și dacă a fost bine. Programul de digitalizare, vă spuneam, este un nou program. Anul ăsta a ieșit.
Noi avem în el 6 module. Este un program online, înveți când vrei, de unde vrei, este din peste 50 de videouri, prețul 99 de euro, astăzi este 29 de euro. Avem 2 cărți extraordinare, workbook, și îmi plac mie cărțile astea, Firească-ți Sfântul, 13 module, costul 25 de euro, workbook-ul pe Instagram, tot ce trebuie să faci, timp pentru acasă, exerciții, tot ce vrei, ce trebuie să ai pe Instagram, și fix așa, 25 de euro, azi la 11 euro, 56%. Facebook-ul, fix așa, workbook, toate, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, toate acestea până la 70% reducere, eu parcă sunt la Top Shop. Trebuie aici un disen trist și până tu treci cursul ești trist, dar când treci cursul nostru ești colorat. Adică eu mă mândresc cu programele astea pentru că ele au făcut schimbare la peste 3.000 de beneficiari care s-au instruit până acum. Eu știu că ele poate să vă facă vouă o schimbare și noi avem ocazia să facem un fel de lichidare de stoc pentru că cursurile astea la anul vor crește în preț, pentru că an de an ele crește întreținerea afacerii. Respectiv, azi voi aveți ocazia să treceți toate, tot ce trebuie să știi tu despre Facebook, Instagram, marketing, publicitate, analitică și voie bună plus follow-up-uri un an de zile la doar 269 de euro în loc de 649. Respectiv, eu vă îndemn să completați formularul, butonul care îl vedeți, care apare și este oferta, butonul de ofertă, el trebuie să apară. Stângeți sondajul, să nu fie butonul sondaj, scoteți-l și să fie oferta. Clicați pe ofertă, o să vă apară un formular, completați numele, prenumele, nu contează care din pachete, azi vă decideți, verificați peste 3 ore, o să fie inclusiv un e-mail cu atașat toate screen-urile de program care sunt, ca să vedeți programul mai detaliat. Ulterior, colegii mei o să vă sune și voi o să puteți să spuneți, m-am gândit că e ca pentru sarcina mea, vreau e ca un Facebook și un workbook. 49 cu 11, 60 de euro în loc de 130 de euro. Sau tot programul. Apropo, un lucru mega important, mega, mega important, o să rog colegii mei să fie conectați, ceea ce este important. Dacă voi luați pachetul de 269, toate cursurile, voi puteți le achitați în rate, cu comision zero. Noi ne asumăm toate comisioanele, există posibilitatea și la noi să luați această tranșare și avem și companii de creditare care poate să dea creditare în rate. Dar suma asta de 269 nu este atât de mare, respectiv noi putem singuri, fără documente și fără alte intermedieri, să vă dăm posibilitatea să achitați în rate. De aceea, cine a completat? Scrieți eu. Eu vreau să văd cine din cei care deja sunt la noi aici au completat formularul. Eu o să mă uit ce ați mai scris. Așa. M-am înregistrat, masterat foarte util, am cartea voluminos și detaliat. Foarte mulțumit, este util și înțeles tuturor. Așa, masterat este. Dar cu oferta, freelancer. Mariana, freelancer completați, la fel o să fiți sunați, acolo aveți discuții cu mine. Freelancer e așa. Eu, 3, 4, 5 oameni din 200, restul nu vor să învețe sau vă pare... Haideți așa, cei care nu au completat, dar credeți că ar trebui, însă ceva vă oprește. Care e motivul? E că de ce voi nu cumpărați? Nu aveți încredere, nu vă trebuie, ați cumpărat deja, nu vreți, nu aveți bani. Care e motivul? Ce vă oprește să fiți în lista celor care au scris eu? Cât timp e valabilă oferta? Lucia, oferta e valabilă acum la înregistrare. Cumpărarea o sincronizați cu managerul vostru personal, cu dânsul vă înțelegeți, negociați cu el. Eu tot setul, Marie, eu vreau toate cursurile. Așa, m-am înregistrat, încerc, tare util, am învățat nou pentru mine, abia aștept vacanța ca să pot pune studia în lucrul așa. Eu am trecut cursul, vreau să menționez că este un curs care merită să-l treceți. Cel mai mult mi-a plăcut că poți reveni la materiale care sunt sistematizate. Mersi foarte mult, Ludmila, pentru feedback. Foarte mulțumit, este util și pe internetul recomand cu încredere. Dmitri, mulțumim. Urmează digitalizarea super cumpărat la un preț mai mare cu mult. Da, digitalizarea nu costă acum, e la noi costă 29
de euro, așa că să ne iertați și pe noi. Toate pachetele sunt online, nu sunt în MD. Mihaela, toate pachetele sunt în format Zoom. Digitalizarea este în format înregistrat. Workbook-urile pot fi în format online sau dacă dăm la marșrut, că trimitem și în Italia și în Spania, că așa am mai făcut nouă dată. Respectiv, distanța deloc nu este o problemă. Întrebarea este în dorință și în viziunea să investiți în ceva care o să vă aducă în câteva luni mai mult rezultat. Adică eu pot să garantez celor care cred că da, să investesc că să am rezultat. Dacă voi faceți ce eu spun, eu vă întorc banii, dacă nu e rezultat. E că voi spuneți, Dumitru, ok, eu trec toate cursurile. Dacă asta nu mi-economisește mie minim 269 de euro, asta înseamnă că tu m-ai amăjit. Eu vă întorc banii dacă vouă nu vă economisește. Dar dacă vă economisește, voi ce aveți de pierdut? Nimic. Vă oprește doar frica, nesiguranța, dorința sau cuiva poate nu-i trebuie. Aici, jospălăria, nu avem argumente. Dacă nu vă trebuie, nu vă trebuie. Și putem noi să vă ajutăm în situația asta. Nu sunt sigură că vreau să fac de unde și cu ce să încep. Ce o să fac după aceste cursuri? Viorica, eu nu știu de ce tu ești aici. Dacă tu ai stat până acum, ești erou, mersi foarte mult pentru această încredere că ai investit atât timp, înseamnă că cumva social media e în tangență cu tine. Ori ai un business, ori vrei, ori... Adică dacă tu ai business, tu trebuie să înțelegi cum să controlezi angajații din domeniul social media. Ai nevoie de asta. Dacă tu ai business, tu trebuie să promovezi, probabil că n-ai bani să angajezi. Tu ai nevoie de asta. Dacă tu lucrezi în social media manager, tu trebuie să faci asta ca să ridici nivelul de calificare. Dacă tu încă nu lucrezi, dar vrei să lucrezi în domeniul ăsta, tu trebuie să treci programele astea pentru că tu o să înțelegi ce să faci. Sau dacă tu ești într-un procent de audiență care îți duci la toate cursurile. Ei, nu contează ce, e curs important și încă și la reducere, ne ducem. Deci, nu știu care e motivul, dar cu siguranță, dacă ești în temă, garantez că nu o să-ți pară rău. Nu sunt sigură așa. După cursul Facebook, recomand școala dumneavoastră, candidaților care aplică la pozițiile SMM, e ușor, ușor de învățat, dar cere perseverență. Cu siguranță, fără lucru, nu, noi nu suntem în Alisa Străniei Ciudes, Alisa în lumea minunilor, în care și tata și igiene. Nu, sigur că lucru trebuie. Pur și simplu, dacă voi până mu ați făcut inconștient, ciuica la cineva e dezvoltată foarte tare. Probabil sunt scăpări. Scopul nostru este să ajustăm aceste scăpări. Ce poate face o mamă în concediu de maternitate ca freelancer? Lucia, bani! Poate face bani, din experiența noastră, minim 400 de euro în Republica Moldova. Minim. Eu le-aș face pe toate, dar ce pot învăța de la Masterads? Mihai, Masterads, cel mai complex program recomandat de mine, vouă, dacă aveți mai mult de 50 de euro pe lună publicitate. Dar dacă nu aveți, înseamnă că voi nu faceți publicitate și nu faceți SMM. Dacă voi vreți vânzări, voi aveți nevoie de publicitate. Dacă vreți publicitate, aveți nevoie de business manager, pixel, audiențe. Aveți nevoie de campanii complexe, nu bus post, butonaș albastru. Aveți nevoie de abordare. Dacă tot asta știi, tot este, thumbs up, mă bucur pentru tine. Dacă nu, ai nevoie de program. Așa. Mihaela, mai jos am întrebat dacă informația vreodată este relevantă pentru Europa de Vest. Mihaela, informația poate și de obicei recomandabil să fie adaptată. Dacă voi desfășurați activitatea în alte țări, eu aș pune un ingredient care noi, că lucrăm în alte țări, folosim acest ingredient. Se numește contextul cultural. Instrumental nu contează. E același lucru. Doar că este un element care se numește contextul cultural. Dacă vii în cadrul cursurilor, apropo, la noi acolo este format Zoom, discuții, pui întrebări și noi încercăm deja să mai descompunem mai detaliat toate momentele. Cum adaug în altă categorie și altă categorie de audiență? Daniela, e că asta noi discutăm la programul Masterads. E că tot ce ține de audiență, noi avem o zi despre audiență. Am un pe deget, pot spune doar așa, între audiență personalizată, este audiență salvată și este audiență asemănătoare. Audiență personalizată, alegi oricare din audiență, pui nume, alegi criteriu și o salvezi. Așa, eu n-am mai mult de 15 ani, ce fac în situația? Mihai, dacă n-ai mai mult de 15 ani, n-avem multe case-uri, sunt vreo 10 persoane în istoria noastră. Pune numărul lui mama, lui tata, și spune-i mama, mâine îți sune pe tine cineva de la Talmazan School, eu vreau să trec cursul lor. Și explică-le de ce tu trebuie să treci cursul lor, deci de ce tu trebuie să investești în ceva, ceea ce poate să aducă beneficiu ție și lora
și să faci câteodată mai mulți bani decât ei, dacă vrei să fii un freelancer, sau să-i ajuți pe ei dacă ei au vreun business, sau să te dezvolți dacă asta îți place să faci. Tema mă interesează însă la nivel de studiere în domeniul în care mă voi implica în viitor. Plus minus primăvara în 22. Încep activ în domeniu și nici mă gândesc să mă aprofundez în social media. Iată, atunci cu siguranță vă luăm pe dumneavoastră. Olga, cu drag, atunci te așteptăm la noi. Ofertele vor fi diferite, dar dacă tu vrei în primăvară să intri în tema asta, eu te sfătui să ai un flirt cu noi anul ăsta la o ofertă excepțională și când o să începi activitatea în primăvară o să fie mult, mult mai ușor. Mult mai ușor o să-ți fie. Respectiv, cât cu cursul de freelancing vreau să mă includ. Mariana, nu există curs de freelancing, există programul Mentor My Business. El la noi este un program individual. El este în cadrul programului Mentor My Business, sunt întâlniri săptămânale cu mine și încă cu vreo 3 experți și plus între toate cursurile pe toată perioada contractului, iar contractul este pe un an de zile. Deci acolo sunt mai multe pachete, începând cu 1000, 3, 10, 25 de mii de euro pe an. Pentru freelanceri noi avem până în 5.000 de euro pachetele de implicare. Investind într-un an de zile în programul nostru 5.000 de euro, noi ajutăm tu să faci 10-15.000 de euro pe an. Din experiență. Dar aici tu faci calculul. De aceea, dacă vrei să avem o discuție, poți să completezi formularul din pin-ul din chat și noi deja prin Zoom discutăm sarcina ta, poate tu n-ai nevoie de freelancing și n-ai nevoie de curs. Noi avem situație că noi n-am vândut chiar dacă au vrut. De ce situație? Pentru că însăși el nu avea capacitatea, ăsta era un băiat, să facă banii ăștia. El avea un KPI de 300 de euro. Asta înseamnă că el în an a să facă 3.000 de euro. Asta el pachetul de 5.000 n-a să poate nici să-l întoarcă într-un an. Iar sarcina mea este ca tu să întorci 5.000 și să mai faci încă 5.000 deasupra. Iar la anul să fii desinstitor și să faci mult, mult mai mult. Eu aș avea nevoie de toate cursurile și am nevoie de discuție cu reprezentant cât mai repede. Mihai, cu drag, completează, o să-ți sunem. Constantin, foarte apreciabil că cineva la 5 a văzut webinarul și vrea un curs încă bravo. Da, Constantin, știi că generația Z Alpha, mai zis e așa, mulți stimații keyboards, ei degrabă o să ne scoată pe noi, oamenii care cu osteohondroză stau în fața voastră, pentru că ei gândesc mult, mult mai repede. Ei n-au nevoie de aprobarea cuiva ca să iei decizii de viitor. Dacă înainte să deschizi un business, deschide un mașină la care părinți făceau business și din moștenire îți dușeau afacerile. Pe urmă a apărut perioada în care businessul anilor 90 era pe dvijene, pe sfiazuri, pe atsame. Acum noi suntem în perioada în care copiii de 15 ani pe șibor ridică câte 2 miliarde de dolari în America, dar pe Amazon 14-16 ani cu dropshipping-ul fac 2-3 mii de euro pe lună în Saratagal. Respectiv, mama într-un an nu faci 3.000 de euro, dar el într-o lună. Pentru că mama pensia prinești 2.000 de lei și e 3.000 de euro grămadă, nu văzut. De aceea, aici noi suntem v neconcurenței, cum zice în limba engleză o vorbă, către generația care are acum 15-18 ani, 16-20 de ani, ei sunt, nu tăți, noi cunoaștem și lenoși, dar să nu le spunem numele. Așa, există așa tema, mă interesează așa, dacă ești antreprenor de 10 ani în piața Moldova, în domeniul transportului și niciodată noi încercăm să te promovezi online, se merge sau nu? Adina, domeniul transportului e un domeniu specific, dacă este B2B se lucrează pe nivel de branding, dacă este transport, colete sau nu știu care tipuri de transport, avem experiență și în Moldova, și în Italia, și în Spania, unde brandurile făceau promovarea. V-am spus azi o lecție pentru acasă, analizați concurența. Dacă concurența sunt acolo și noi putem să ne uităm dacă ei se promovează, înseamnă că voi aveți de pierdut. Nu contează și părerii voi aveți despre social media, voi aveți de pierdut dacă concurența voastră se promovează. Încep în luna decembrie un cont nou de vânzări Instagram și Facebook, dacă facem maximum de reclame și audiență, în cât timp se pot vedea rezultatele? Rezultatele se văd deodată, dependență de strategie. Adică rezultatele, după ce ai trecut partea de instruire, dacă noi vorbim de rezultatele instruirii sau rezultatele publicității, la ambele întrebări sunt ce să răspund. Rezultatele instruirii apar după ce tu începi să implementezi. Iar publicitatea rulează din prima zi. Cât de bine o setez și ce concluzii tragi la setare. Eu vreau să menționez că aici nu este istoria lui Harry Potter. Eu n-am palaci că vreau cealaci că v-ați dat 50 de euro și eu v-am făcut viața vă fericită.
Eu am experiență, instrumente și concluzii. Și dacă tu vii la mine și spui, Dumitru, i-am setat o campanie, nu a mers, hai să o analizăm. Noi ne uităm, n-ai făcut dubluri la nivelul 2. Sau n-ai targetat țintit, n-ai făcut creativul, ajustează. Adică eu singur investesc bani în publicitate. Și la mine singur eu aș vrea mai bine să rulez publicitatea. Dar că deseori cei care niciodată nu au studiat sau nu se ocupă cu autodezvoltarea, promovarea este 8.65, o imagine și la femei și la bărbați și un text, fără audiență, fără remarketing, fără landing page, fără Google Analytics, fără Facebook Pixel, fără custom audience. Adică este foarte sterilă. E, poate să ducă rezultat, dar nu la tăți. E întâmplător la unii. Dar e ca la masele peste 150 de oameni care stau aici, e n-aduce rezultat. De aceea, doar trecând aceste programe care sunt concentrate să vă dezvolte abilitate de la începător, de la zero, două cărți, patru cursuri, care au trecut-o peste 3.000 de participanți. Voi puteți intrați în YouTube, puteți intrați în Facebook, puteți să vedeți feedback-urile absolvenților noștri care sunt de la companii mari până la oameni care au început să ruleze. Eu vă sugerez ca voi să vedeți încă o dată și să faceți cunoștință cu toate programele noastre care au sarcină să vă dezvolte abilitatea. Respectiv, butonul apare și eu pentru ultima oară fac un apel către toată lumea care vrea să beneficieze de oferta specială pentru webinar. Oferta de Black Friday până la 70%, noi n-am avut așa reducere, puteți să vă uitați în istorie, 269 de euro toate produsele care noi la ziua de azi le avem. Plus, în PIN este un link pentru cei care vor să fie freelanceri sau vor să-și dezvolte un startup, o afacere și au nevoie de ajutor, de un mentor. Înregistrați-vă pentru că noi putem acolo să avem o discuție și să vedem dacă putem să vă ajutăm ori să vă recomandăm ceva. Pentru ceilalți care lucrează sau vor să lucreze sau administrează sau vor să administreze, sunt câteva programe, digitalizare, Facebook Start, Instagram și Masterați, două cărți, Facebook și Instagram, care au rol să vă dezvolte abilitățile de la începător până la un om care știe conștient ce are de făcut cu pagina lui zi de zi ca să aducă rezultat și acest rezultat să fie numărabil și aceste numărări să aducă un income pozitiv la voi în portofel, în viață și în companie. Prin acea acțiune trecut mii deja de oameni, puteți intrați în Facebook, în YouTube, ați văzut absolvenți care aici sunt, puteți să întrebați, să le scrieți, să ne sunați, să vedeți ce întrebări mai aveți legate de program, noi să vă răspundem. Și acum avem ocazia să avem un mic dialog legat de întrebările pe program și sau întrebări legate care pe voi vă dor și care eu nu le-am văzut sau le-am trecut întâmplător cu vederea. Vă rog frumos, let's talk a little bit. Cei care nu au întrebări, nu vor să cumpere, partea de conținut care eu am planificat-o să discut azi este până aici. În rest, dacă sunteți curioși ce mai zice lumea, atunci neapărat rămâneți cu noi. Nu merge butonul ofertă, dar vreau să fiu freelancer. Deci, cei care nu reușesc să se înregistreze la freelancing sau la ofertă, dar vreți să beneficiați de ofertele care noi le avem aici, eu vă recomand voi să înscrieți în Instagram pe talmazan.md. Dumitru, bună ziua! Numărul meu este aista, e-mailul e aista. Mă interesează oferta asta. Vă rog frumos, dați-mi detalii. Și eu fac screen la mesajul vostru și transmit colegilor mei și precis n-o să pierd dacă voi vreți să beneficiați de această ofertă. A să fie oferta valabilă până la finele săptămânii? Nu e precis luna viitoare, n-a să fie, 100%. Eu nu știu dacă noi să o ținem toată săptămâna, probabil câteva zile încă să o ținem, însă cei care se înregistrează acum, precis, spuneți, eu vreau să beneficiez, dar voi achita pe urmă, în la două lecții, sau vreau în tranșă. Tot asta discutați cu managerul și poate să vă ajute managerul nostru super, super activ, preasfințita Lidia. Ea va avea onoarea să discute cu voi și să vă dea toate detaliile. Dar dacă n-a să reușească ea și preasfânta Maria, tot o să vă suni și o să discutați. Respectiv, dacă și asta n-a să ajute,
Atunci însă Sfântul Dumitru a zis unii și să vă povestească despre oferte. Și anume Dumitru, cu modalitatea lui de exprimare, de am făcut să-mi placă cumva. Elena, mersi foarte mult de feedback. Eu am crezut cu modalitatea de plată și vrem să zic, dar eu nu v-am spus. Apropo, avem toate modalitățile de plată posibilă. Spate persoană juridică, spate persoană fizică, spate în cripto, spate, încă cum spate, cu producții numai nu spate și cu natura tot nu spate. Dar în rest, tot ce se valorifică, tot ce poate să fie numărat, dacă vă este comod transfer juridic, vă dăm conți pe plată. Dacă vreți ca persoană fizică P2P, card, card. Dacă vreți, cum vreți, se rezolvă și în rate. Așa, așa, cu voi am început, mersi mult. Aș avea nevoie de hectare în rate. Da, Mihai, spuneam, e posibil. E posibil. Haideți să vedem dacă la început ceva erau întrebări legate de comunicarea și întrebările voastre care voi vă întâlniți zi de zi în activitatea de social media sau antreprenoriat. Vreau să le repetați, vă rog mult, că eu să nu le scăpat, cât și vă trebuie. Eu mă gândesc că noi, amuia taman este o perioadă extrem de bună, cred că la jumătate de milion de șiba, un curs aparte, sau iese vreo, cât acolo iese, amuia 0,5, 100 de dolari, asta 5 milioane, cred că cu 20 de milioane de șiba ne înțelegem. Dar noi putem încă și reducere să facem la cei care se achite în șiba. Deci dacă gen 269 în euro, atunci în șiba să fie 250 de euro. Încă mai tăiem. Așa. Sunt fotograf, am făcut promovare un an jumate în medie, cam 3.000-4.000 de euro pe an pe Facebook. Da, 300 de euro, 200 de euro pe lună. Fotografii, bugetul mediu este de 400 de euro în Moldova. Deci un an jumate am cheltuit 6-7.000. Nu am mai făcut promovare de 4-5 luni pentru cam full și nu am avut locuri fizice. Oricum trebuie să fac promovare ca să vadă cum sunt acolo. Domnul Constantin, recomandarea mea este să mergeți pe două direcții. Prima este să faceți promovare ușoară la nivel de branding, să nu dispari ca om. Asta se poate făcut prin evenimente, cum o face domnul Alex Iordache, proiecte, sau se poate făcut prin publicitate, promovarea case-urilor și a feedback-urilor. Da, la fel, se poate ridica prețul, pentru că tu ești full din motiv că probabil ori cost ieftin, dar dacă ridici prețul, ați mai rămâne locuri libere și atunci promovarea poți să o accesi pentru ca să poți primi acest trafic nou la alt preț. Deci eu recomand să te gândești la vizibilitatea brandului și la mărirea prețului. Prețul mărim, nu pur și simplu ridicăm cu 100 de euro mai sus, putem să ridicăm și cu 1000 de euro mai sus. Important, oamenii care știe eu de prețul vechi, oricare să vadă prețul nou, să înțeleagă ce valoare îi primesc în schimb la acest preț. Care ar fi cele mai utile acțiuni pentru cei care doresc să se promoveze pe social media, însă nu sunt încă la nivelul de a plăti pentru marketing, de exemplu, profit de art plastic, cum să crește audiența organică. Mihaela, audiența organică este foarte greu să crești pentru că audiența e foarte defocusată. Excepții sunt oamenii genii sau oamenii care au nimerit în circumstanțe pozitive. Nici unul, nici altul nu este maștababil. Adică astăzi un profesor de artă plastică, intrând în TikTok, poate să facă furor. Gratuit. Făcând stories-uri zilnice, măcar vreo jumătate de an, poate să facă furor. Gratuit. Făcând content cu gust, trebuie să arăte acceptabil în sensul de adecvat, trebuie să aibă poate o fișcă, trebuie să facă acțiuni consecvente și constante. Nu 3 stories-uri pe TikTok și l-au uitat, 2 stories-uri pe zi că n-am liber pentru că restul eu lucrez, când îți mai fac? Constant, 2-3 stories-uri pe zi, 2-3 stories-uri pe zi, și pe TikTok și pe Facebook. Ideal diferite, pentru că pe TikTok este o abordare, pe Facebook este alta, pe Instagram e alta. Așa lucrează platformele și eficiența e alta. O să vedeți, dacă să aveți client de pe TikTok, de pe Facebook și de pe Instagram, o să vedeți că ce color este diferit. O să vedeți că cineva pe TikTok nu vrea să cumpere 100 de euro, dar pe Facebook cum îi cumpără. Sau invers. Deci eu cred că e posibil, mai greu, dar e posibil.
Ideea e că efectiv nu duc lipsă de clienți. De ce fac iarăși promovare că nu am suficienți și cum mereu ca să le pierd, fac mereu ca să nu pierd valul. Da, eu, domn Constantin, eu recomand să faci campanii de vizibilitate. Rar, ai pus $2 pe zi, pentru tine poate să fie de ajuns. Și las să vadă câte 100-200 de oameni, dar aș propune, apropo, pentru tine o strategie. Eu am în unele consultanțe așa strategie, când noi promovăm către oamenii noi. Adică tu faci toate audiențele și le excluzi din publicitate. Și când faci targetarea, faci targetarea la tăți în afară de cei care deja te-au văzut. Și atunci tu, lună de lună, te adresezi la oameni noi. Faci un video, un spot de imagine și pui un 50 de euro pe lună și las lucrezi acolo toată luna. Când ai nevoie de lead-uri, mărești bugetul, schimbi strategia. Recent am început să postez pe Instagram și Facebook fotografii cu rețete cu pagina Pâine cu Maia. Ar fi bine ca pe Facebook să postez rețete metodele, dar pe Instagram să postez doar fotografii. Ludmila, eu aș folosi Facebook-ul pentru, de obicei varianta vine așa, faci un live pe Facebook explicativ. Ai un blog unde scrii rețeta complexă, link-ul de la blog îl arunci pe Facebook, pe Instagram pui o poză cu produsul final și dacă faci swipe poate fi rețeta pe pași în stories-uri comuni și despre rețetă. Deci strategiile tale sunt destul de simple, majoritatea vloggerilor culinari au această strategie, poți să folosești, nimic în asta rău noi. Dar total contentul diferit pentru că abordarea e diferită. Dumitru, într-o industrie ca horticultura, în social media, este un public mai restrâns și trebuie targetat exact. După ceva timp, am reușit să creez audiența organică, instabilă, dar este. Cum convertez audiența organică restantă la un call to action? Audiența, în general, ei nu-i plac call to action-urile. Chiar dacă ea este controlată de call to action, chiar dacă prin call to action noi putem face acest apel de acțiune, da, în traducere. Noi putem face conversie care nouă ne trebuie, dar de obicei totul depinde ce cantitate. Cristian, scrie în rog frumos cât audiență tu ai organic. Pentru că dacă tu ai 10.000 și la tine 2 și 338, asta e o istorie. Dacă ai 100.000 și 330, 80.000, altă istorie. Dacă ai 2.000 și 330, 800, total altă istorie. Cât organic tu ai? Pe Facebook am 127 de urmăritori, pe Instagram 156 de urmăritori. Crezi că trebuie să am mai multe postări și după investesc din reclamă? Nu. Ludmila, nu știu cu ce te ocupi sau vă ocupați, dar cred că n-are nicio legătură câți urmăritori ai pe Instagram cu strategia de promovare. Dacă ești business, trebuie să faci postări sistematic, stories-uri sistematice și să dedici un buget pentru promovare și un buget pentru creare production, sau o spunem așa, pentru creare conținut, ca să fie totul calitativ și să fie bun. Și să încerc promovarea de ieri. Pâine cu Maia, da. Pâine cu Maia, cu Maia, 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 o să trezit artistul de mine. La ce trebuie să atragă atenția un proprietar de brand artizanal? La ce să atragă atenția pentru ca obiectivul să fie vânzarea? Sunt la început de tot. Victoria, aproape n-are legătură domeniul tău cu scopul care tu ți-l pui. Există câteva atingeri în strategia de promovare. O să încerc acum să-ți arăt ceva. Așa. Oricine. Areți, noi avem așa muia adista, cum se cheamă el, discuție la rug. Oricine care are o activitate de antreprenoriat este trecut de către soartă prin acest frumos tunel. Este tunel și de marketing, este și tunel de vânzări, respectiv, dacă noi vorbim de marketing, tu trebuie să tragi atenție la următoarele detalii. Care este capacitatea pieței? Care este capacitatea pieței? Reșind din grup țintă. Tu știind că grupul tău țintă, eu, spre exemplu, exemplul meu, la grupul meu țintă sunt primul grup țintă, femeile 30 de ani până în 40,
A doilea grup țintă, diaspora, vârsta 20-50. A treilea grup țintă, studențe, vârsta 18-25. Respectiv, știind grupul meu țintă, eu mă uit pe Facebook și eu văd că sunt în jur de 1 milion de oameni. Eu am 1 milion, cam așa arată. 1 milion de oameni care stau undeva acolo și așteaptă ca eu să vin și să le spun că eu pot să-i ajut pe dânși cu ceva. Mai departe, care este bugetul meu? Eu zic, eu am $100. Știind câți bani eu am, eu înțeleg că este așa parametru în marketing care se cheamă CPM. Cost per 1000 de afișări. Respectiv, eu știind care este CPM-ul meu, și CPM-ul meu, spre exemplu, este $1, iar la cursuri noi analizăm și vedem care este CPM-ul vostru, noi ne dăm seama că noi o să avem 100 de mii de afișări. Pentru că CPM-ul este $1, noi avem $100, noi o să afișăm la 100 de mii de oameni. Teoretic, dacă împărțim 100 de mii la 1 milion, noi o să vedem că noi arătăm la 10%. Deci noi avem o acoperire de piață luna asta doar de 10%. Mai departe, este următorul parametru care noi îl analizăm, care se cheamă CTR-ul. Spre exemplu, noi generăm trafic spre un site. Au văzut 100 de mii de oameni. Aș pune un parametru intermediar. Aș pune parametrul de frecvență. De câte ori au văzut? De 2 ori. Înseamnă că pe noi ne-au văzut 50 de mii de oameni. De 2 ori s-au primit 100 de mii de ori ne-au văzut. Din 50 de mii de oameni ne-am uitat că CTR-ul, procentul de conversie dintre cei care ne-au văzut în cei care au clicat. Noi CTR-ul este 1%. Adică 1000 de oameni au clicat. Noi împărțim 1000 la 100 de mii și o să ies 1%. 1000 de oameni au clicat. Din 1000 de oameni care au clicat și au ajuns la noi undeva pe site, pe landing page, ce era un formular, cum la webinar, da? Noi avem următoarea cifră, CTR-ul landing page-ului sau site-ului. Și el, spre exemplu, e 10%. Înseamnă că din 100, din 1000 de oameni, doar 100 de oameni au lăsat date de contact. Dacă acum, spre exemplu, noi trebuie, avem 116 oameni și dacă eu spun, băieți, cine se înregistrează? Și dacă se înregistrează 10 oameni, atunci 11% o să fie CTR-ul la conversia dintre ceea ce eu am spus și conversia când s-a înregistrat. Din 100 de oameni care sunt înregistrat, e ca marketingul lucrează până aici. E ca tu, ca antreprenor, trebuie să știi care e graficul tău și care sunt cifrele tale. Dar marketingul lucrează până aici. Mai departe, intră în dans vânzările. 100 de oameni au nimerit în CRM. Și acest CRM, vânzătorul începe să sune. Și noi o să observăm că 50 de oameni, 10 oameni aici deloc nu răspuns. Asta se cheamă churn rate, procenta toca în rusă, se spune. Din 90 de oameni care au rămas, 10 au cumpărat la 100 de lei. Înseamnă că noi avem 1000 de lei. Ia câtă pâlnia de marketing înspre vânzări la care Victoria, tu trebuie să atragi atenție ca obiectiv. Dacă te-ai referit la obiectivul de publicitate, acolo, aici noi am luat ca exemplu obiectivul trafic spre site, click to website. Poate folosești un message, poate folosești lead generare, dar istoria este aceeași. Un marketer sănătos o să comunice prin cifre. Atrageți atenția la sănătatea celor marketeri care vă înconjoară. 1000, pagina 9. Da, acolo stea n-ai și treză, acolo trebuie să aduni ori mai mulți oameni să lucrezi cu audiență nouă. Cum să promovezi un moderator de evenimente? Ludmila, un moderator de evenimente poți promovezi oprind carantinul și restul promovare nici nu-i trebuie. Moderatorii de evenimente, din păcate, este o nișă care a suferit destul de mult contextul carantinei și moderatorul de evenimente este o nișă care eu aș lucra pe două strategii. Prima strategie este atunci când noi avem posibilitatea să avem reprezentanță la eveniment,
Adică tu când prezinți evenimentul, undeva în colțișor este banner sau brandul tău și oaspeții pot fi potențiali tăi clienți. Al doilea, când tu prietenești cu fotograf și videograful și tu poți să faci mini-spoturi de imagine și să le promovezi la un public larg. Tu te asiguri că pe tine te-au văzut de 2 milioane de ori pe an locuitori din Chișinău cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, pentru că ei probabil o să iei decizia de a deveni mireasă ori mire, și ei au auzit de tine. Nu neapărat că o scumpere, o auzit. Dar ați cumpere în două situații. Când concret vor ca tu să prezinți și în a doua situație când ei au vrut ca să prezint eu, dar eu s-o ocupat. Și atunci tu erai pe locul 2 sau invers. De aceea publicitatea pentru nișa de moderatori eu o văd prin prisma brandingului, vizibilitatea brandului. Nu vinzi, vă prezint la nuntă, dar promovez concepte, dinamica anunților, mirii fericiți, feedback-ul de la miri, extraordinar. Adică arăți emoția pe care mirii poate să o trăiască alături de tine. Respectiv, în varianta cheap sau mai ieftină, asta înseamnă să faci multe live-uri. Și de la nuntă, și lângă nuntă, și după nuntă, și între nuntă, și când la nuntă, fă live-uri și într-o bună zi să crească calitatea și să-ți faci și deja production. Dar până atunci, vizibilitatea ne asigură că oamenii nu uită că noi existăm. Și atunci crește probabilitatea de cumpărare. Dar dacă noi să comunicăm doar cu copii, ne transformăm în top shop, un brand foarte bun, foarte interesant, eu câteodată cumpăr la dânsul, dar când mă sună, eu cu dânsul nu vorbesc. De ce? Adică alegeți voi strategia. Ultima întrebare. Da, ce ultima? La ce curs mă înscriu? Eu am intrat acum 5, aici probabil am pierdut tot. Dar vreau Facebook și Instagram, mersi. Completează formularul, Victoria. Colegii mei o să te sune și o să-ți pui o întrebare. Și vrei? Și te spui, eu vreau și ești acolo. Și ești spui, ia ca asta. Sau dacă vrei în general o strategie ca tu să înțelegi, tătă să mamă, eu îți propun câteva atingeri. Digitalizarea afacerii. Un program extraordinar. Două cărți, Facebook și Instagram, raportate la cursul de Facebook și cursul de Instagram. Și un curs pentru cei care vor să investească corect banii în publicitate, cursul Facebook Masterat. Tot asta în loc de 600 și capiși, la 200 și capiși. Sau fiecare din ele, care la noi, cu drag, pot să vă arăt, este în formatul următor. Cei care au intrat numai și au intrat, să nu zici că nu v-am arătat. Aici sunt cursurile 49, 185, 49, 29, 11, 11, cu reduceri de până la 70% sau pachetul de 269. Indiferent ce vreți, înregistrați-vă pe butonul care apare oferta, e că mușelați dispară și se apară, și o să aveți posibilitatea să completați formularul, iar după completarea formularului, mâine colegii mei sune. Dacă voi întâmplător nu știți să denajați, atunci cei care au făcut stories-uri, inclusiv un mare mersi și sănătate vouă, cei care nu tăta să întoarcă, tă nu faci griji, noi în remarketing îți vă luăm și îți vă amintim cine voi sunteți. Respectiv, cei care nu reușesc să se înregistreze, încercați să ne scrieți în Instagram, pe talmazan.md sau Talmazan School. N-am reușit, vă rog frumos, n-am fost, dar vreau și vreau, nu știu, și noi vă ajutăm să faceți o decizie. Vă promit că nu o să vă vindem dacă nu aveți nevoie. Asta vă dau cuvântul. Etica noastră profesională. Dumitru, poți să fac audiență cu network marketing? Natalia, probabil nu înțeleg întrebarea. Poți să fac audiență cu network marketing? Este audience. Network marketing este genul MLM sau ce? Pentru că audiența se face cu oamenii. Nu contează de profesie, domeniu. Dacă tu ai un landing, ai video, ai pagină, tu poți să faci de acolo audiență și să mergi în strategie. Dacă ceva reformulează și cu drag te ajut. Cât de important este textul folosit în postări? Ar trebui să ne axăm mult pe text sau eficient prezentarea produsului? Constantin, este tandemul audienței. Sunt audiențe în anumite business-uri unde textul cu diacritice este crucial. Sunt anumite țări, cum ar fi România, puteți scrie fără diacritice, nu sunt probleme. Respectiv, textul în general, copywriting-ul, este destul de important pentru că sunt oameni care citesc. De ce eu n-aș vrea să-i evit? Dar sunt industrii în care text trebuie puțin. Fartan
20 pe 40, 650 de lei cubul, livrare gratuită. Că e făcut din moluză în care virginile au adus moluză la aparat și au lăsat-o și pe urmă hulubașul au adus cu apă și au turnat. Și numai oamenii care sunt demni de la Apollon au venit și au amestecat moluza asta, pe mine nu mă interesează. Cât e cubul? 650? Scumpșor. 500? Adem. De ce? Adică depinde de industrie, de ce aș vrea să adaptați întotdeauna tema asta cu industria, cu avatarul clientului și cu contextul cultural. Tak. Nu mai poate Constantin, dar eu, Constantin, eu 7 ani în tema asta. Eu altfel nu pot, pur și simplu. Tak, parcă am răspuns la tot. Dumitru, într-o discuție, așa am spus. Recent am început să pun pe Facebook fotografii, așa, tot am spus. Parcă am spus tot. Cum aș putea mări încrederea oamenilor în miere și produse apicole, reieșind din faptul că e un produs mai mult contrafăcut și oamenii stau la dubii înainte de a cumpăra, mai mult vedem prin recomandări. Ana Maria, mă ating că tu ai informații greșite. În general, nu doar pentru Ana Maria, pentru toți cei 113 suflete frumoase care stau la oră târzie și nu ascultă vocea mea fermecătoare, vreau să spun că calitatea în general, asta este o aluzie. E că când tu spui, mulți crezi că e contrafăcută, sau eu nu-s target grupul tău, sau eu habar nu mă pricep la laniere. E că cum eu să înțeleg că e contrafăcută? Dacă eu am citit corect că e miere, poate acolo de alte produse interzise. Miere și produse că e un produs mai mult contrafăcut și oamenii stau la dubii. Nu mai este. Mierea se vinde în două contexte. Primul context, sunt oameni la care le plac târgurile și ei când merg la târguri, ei zic că la târg e bun. Chiar dacă fix borcanașul și ala, tu îl vinde la magazin și el zice că e rău. La dâns, pur și simplu, ambianța îl predispune să creadă că dacă se numește Eco Village in the House, înseamnă că acolo tot e eco. Și chiar și frigărui o leacă la guste altfel. De aceea, sunt anumite audiențe unde trebuie să vinzi acolo. Sunt audiențe care au nevoie de brand. E nevoie să mănânci niere. Eu, sincer, eu nu mă pricep la niere, pur și simplu. Eu am cumpărat anul ăsta de două ori miere. Odată la magazin, stăteam în față la raft și mă uitam la doi factori. Știam că mă ating trebuie și eticheta galbenă. Și eu cu galben, nu niere normal, e așa era verzi surie. Al doilea lucru, mergem pe viaduc, nu viaduc, pe Albișoara. Mergem la un zacaz. Și acolo este o piață. În capăt este o piață, când treci de tot circul. Și acolo... Nu vă râdiți. Încă nu i-am dus. Am urterinăm și-i duc. Că e ora de amă. Respectiv, este o piață și acolo de obicei doar apicultură. Și... noi ne-am oprit cu mașina, acolo este o spălătorie cu spumă rozovă. Eu așez în interior un alt om decât, vedeți, și în spate am rozov. Respectiv, eu îmi spăl mașina acolo câteodată. Și când ne-am oprit, o doamnă mi-a arătat miere albă, miere de asta, miere cu, nu știu, cu ridicat grad de, nu știu ce. Cum ne-a vândut, așa ne-a vândut. Eu nu știu dacă e o mișuniță sau nu, dar eu precis nu sunt centru de calitate și eu nu pot spune, dar mie îmi se pare că mierea asta e contrafăcută. Eu nici până nu văd diferența dintre miere de salcâm, miere de primăvară. Eu, ori dacă e zahărată, eu o văd, dar eu nu înțeleg și asta. Dar eu văd că parcă e cu granule. Dacă e albă, ori trebuie să-mi dai o explicație, ori eu mă îndeprind să mănânc miere galbenă. De ce? Deseori, calitatea este o aluzie și în marketing tu nu poți operezi, păi da, dar noi suntem calitativi. Nu lucrează, chiar dacă tu ești cel mai calitativ. Marketing operează cu alți termeni și tu trebuie, dacă tu ești calitativ, spre exemplu, apropo, o chestie poate ai văzut. Eu nu știu, nu mi-am amintesc detaliile, dar logica era în felul următor. Un nene, era viral o perioadă bună anul trecut, el vinde miere. Și el arăta, nu știu ce arăta, când el, nu știu, fășea așa pe mână, lua mierea și spune că, că dacă așa punierea la tine e așa, de dacă... El arăta și s-au strâns oameni și eu mă uitam. E că, adică, dacă tu ai avea conținut educativ, în care, spre exemplu, să arătezi niște experimente,
fără să pui logotipul, să arăți acamiere la 4-5 concurenți. Uitați-vă, știu, te prișeche, că și înseamnă necalitativ. E că, uite, dacă o lăsăm pe 3 zile pe fereastră în borcanaș, tu o să vezi cum cade și ca să vezi acolo, din 300 de miere comparate, tu ai 200 de grame de zahăr. Dar e că, uite, mierea noastră, tot noi, e că dacă o aprindem, asta cu fier de luminează și cu galben, acolo e mai mult miere de băieți, dar aici e de fete. Adică, eu nu mă pricep. Și atunci dacă tu o să spui că tipa mierea noastră este miere calitativă, dar la cine nu e calitativă? Eu și-o sprind alghină și-o zic că zi precis. Salcâmul era normal sau dist, uscat. Adică doar n-am expertiză și n-am pârghit de control. De aceea, în social media, eu te-aș sugera să faci live-uri și să faci conținut video educativ. Parcă așa. Oameni buni și frumoși, pentru 100 de suflete frumoase stau alături de noi. Eu vă sunt mega recunoscător. Eu am avut așa o plăcere. Eu azi, cum spuneam, așa sunt într-o stare mai chill. Am hernii la disc și trebuie să stau așezat în fotoliu. Și trecem doi într-un fotoliu, dar nu știu de ce singur. Respectiv, eu sper foarte mult că voi azi seara ați primit o doză de cunoștință. Pe lângă ha-ha-hi-urile voastre care le văd în chat, eu sper mult că voi faceți social media și asta ajută clienții voștri sau brandurile voastre sau beneficiarii brandurilor voastre să primească un produs mai bun, mai calitativ. Cei care nu au nevoie, nu au înțeles, încă nu sunt gata, nu e o problemă, nu vă grăbiți. Dar dacă voi aveți de atins rezultate, eu vă îndemn și vă sugerez să trageți atenție la oferta noastră specială care noi avem azi pentru voi aici, care nu știu când și e valabilă și care o să vă dea vouă doar rezultate frumoase. Respectiv, această ofertă care puteți procura și aparte și setul total, trebuie doar să folosiți de butonul care apare acuși în chat la voi. Dacă nu reușiți să vă înregistrați cu butonul, atunci voi puteți să îmi scriți mie în Instagram și să-mi spuneți: Dumitru, nu am reușit să mă înregistrez. Sau dacă v-ați înregistrat, dar mâine pui mâine nimeni nu vă sună, bateți alarma și dați-mi de știri că Sfânta Lida și Maria acolo nu lucrează, dar stau undeva la Dubai și oamenii nu sunați, ca eu să revin și să ajustez toate momentele astea. Respectiv, pentru cei care mai spre final veți primi și link-ul la înregistrarea acestui webinar, unde să puteți să revedeți partea de content. Cei care sunt înregistrat ori să înregistreze, eu vă urez succes în studiu. Vă urez succes în activitatea social media și sperăm foarte mult noi să vă fim utili, cum voi sunteți utili prin brandurile și produsele voastre clienților voștri. O seară excepțională vă doresc. Succes foarte mult în grea și interesantă cale a social media. Noi ne vedem cu drag la alte webinare, la evenimente, în live-uri, în stories-uri. Cine a făcut stories, cine nu, eu pot sta frumos așa și voi să faci stories și să ne tăguiți. Nu așa, nu, eu sunt mai frumos ca ofertă. Așa, respectiv, asta am spus așa de mult frumos, am vreun complex, cred că, și ne psiholog, dați-mi vreun diagnoz. Respectiv, tăguiți-mi Talmazan School, talmazan.md, și cu drag ne vedem la evenimentele noastre. Alături de voi a fost Dumitru Talmazan, adică eu, și vă mulțumesc vouă și aveți grijă de tot. Пока.